from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you with me? I'm sick of being normal, I'm sick of being average. I'm sick of being mortal, I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Am I right? It's my time, you take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Pushing hard to the metal, make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up, up a level. I just wanna be greatness, I can feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest, break out of my cages. I will not be nameless, I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start or will I keep waiting? Time is limited, quickly fading. Am I right? It's my time. Take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Am I right? It's my time to take it. Salut Georgian, salut nume Brliga, salut băi Cristi Munteanu, Robert, Andrei, Colea, Cosmin, ce faceți, ce faceți? Stați așa, o leacă aici că suntem, au, au, au. Ce faceți, dragilor? Haidei, mă, să mai curg aici și-a. Salut Dani, salut Tavi, bună Delia, bună Sărumâna. Salut Alexandru, Adi, Alin, Gabriel. C
Ce faceți, dragilor? Salut, Doru, cu tot respectul la toată lumea. Ce faceți, ce faceți? Mă, ce dracii asta? Ce faceți, frumoșii mei? Salut, Andrei, salut, Sorin. Te pup, George, cu tot respectul. Salutări la toată lumea. Ce faceți? Salut, Rare, și uite, ola Cristi. Unde este prietena mea? Gătește lasagna. Prietena ta este bucătăreasa șefă numărul 1, 2, 3 și 4 și gătește niște lasagna. Yeha! Tgdum. Ei, ce faceți? Așa. Păi nu, Andrei, nu, e exclus. Salut, Florin, salut, Robert. Vă pupă toți, ce faceți, dragilor? Eu te rău la nimeni momentan. Hai mă, Cristi, că nu facem rău la nimeni. Ești nebun la cap. Andrei, crede-mă, pierd zilele păznem și cu Andrei. Adică este o chestie de-a mea. Te pup, băi, Bolan, șef! Ce faci, Bolan, șef? Interlop mondial, ce faci? Uite la un joc, tu ce zici că faci? Guys, hai să apăsăm și noi pe butoanele alea de like, share, subscribe, pe toate nebunile. Hai să apăsăm pe un abonare, să facem și noi like-uri de alea multe rău de tot. Subscriber, tot ce trebuie. Sorin, mersi frumos, te pup, să rămână cu tot respectul, frățioare. Doamnește-o la toată lumea și în cinstea voastră închin un pahar de cola. Salut, Grasu, salut, Liviu, ce faceți, dragilor, socheres? Mamă, deci am ascultat, am chef să ascult așa niște muzică, niște alea, dar nu știu pe unde am căștile, pe... Dres să mă ia și pe mine, Eu mă bag la niște TFT-uri, iau-ți, Bolan, iau-ți, ești ca șeful, ca împăratul, e nebun la cap, ești rege la tine acasă. Ia uite, stai să vină haterii, să încep cu time-ul. Aaa, mă, Cristi, nu mai fi și tu răutăcios. Lasă-i, mă, lasă-i, și sunt și oameni ca și noi. Nu prea vreau să vorbesc, Bolane, de ce s-a întâmplat la poker. Nu prea vreau. Rupi, te salut, frățioare, nu mă lua cu vorbe de-astea, că nu mă pricep atât de bine. Hai mă, pe prima o dai, pe prima. Nu s-a vrut. Te pup, Nicolas, te pup și pe tine și pe frățiorii tăi. Emanuel, Samuel, o să cumpărăm. De emoții. De ce, mă, sultane, de ce te ia așa capul de mâr, de-astea? Înnebunim aici, facem, dregem să fie pe capul meu. Dă vomit un suc la 100 de milioane. Ce faci, băi, pe un fără membru? Cumpărăm, mă, viețile mele? Cumpărăm speciala aia sau respect? Acum am scos 100 de milioane de pe Betano. Dar asta nu mai îmi plătește mie, că scoateți voi toți banii de la Betano. Scoateți-i, fraților, să vă dea Dumnezeu miliarde să scoateți. Salut, salut, Zeni, salut, te pup, frățere. Găsit o schimb. Și acum trebuie. Nu știu, Bolane, nu știu, să mor dacă te mint, dar... Am umblat pe la cantități. Bolane, în sfârșit e bine că tragi și tu cu clienții, cu alea, cu alea. Ești nebun la cap. Că data trecută, ești nebun la cap, aia era minciună de ceară ce mi-ai dat-o pe aia, dar nu mai zic nimica. Știi că eu am fost așa, am fost de respectul tău și de alea. Înțelegi tu că dacă ar mai fi să mai vin la spălătoria de acolo, aș veni doar de respectul tău și de obrazul tău, că mie mi se pare o mizerie, adică referitor din ce oferă spălătoria aia acolo, mi se pare o mizerie și o jignire totală. Te pup, Sergiule, te pup, uite ce să va la o joacă cinstită, tu ce zici că faci? Miule, dacă zic ce am pățit, de-aia nu am mai intrat pe niciun live. Bă, dacă îmi zici că te-ai întâlnit cu Gianluigi Ferrari, te cred. Dacă îmi zici altceva, nu te cred și nu te scuzi. Îmi pare rău să știi că na. Sau dacă îmi zici, uite, cel mult, poți să-mi zici că te-ai văzut cu Thomas Shelby. Acolo te cred și te scuzi. Mai departe, nu prea, nu. Îmi pare rău, dar nu să te scuzi.
Eu te lasă că m-a făcut pe mine de 7000. Cine te-a făcut? Te pup, Iuliane, te pup, salutări cu tot respectul. Băi, viețile mele, v-am zis, haideți să nu uităm de butoanele alea, like, subscribe și share. Haideți să dăm și noi share-uri cât mai puternice. Tot cine mă pune la story pe Instagram, vă dau story și tot ce trebuie. Mă bucur, facem și noi bani de Rolex. Sergiule, păi fii atent, aseară am băgat 2000. De fapt, nu, alaltă seara am băgat vreo 2000 jumate. Am fost la poker și la aparate, m-au gherlit toate, 2000 jumate. 100 și ceva de milioane, m-am dus pe copcă grav rău de tot. După aia seară aproape 1000 de euro, sunt minus vreo 3000 jumate. În seara asta ce-i mai face? Să fac 5000, dar pe minus. Oh, nebunesc. Iartă-mă, iubirea mea, iartă-mă, iartă-mă. Știi că te iubești cel mai mult, ești sufletul meu. Ai prins vreodată la... Davide, dacă dai follow acolo pe Instagram și ne pui la story și ne împrietenim și alea, promit că dau și follow back. Băi, am băgat 25 de lei și făcusem 50 de milioane pe winner. Mi-a închis contul. Anule, de câte ori să vă spun, de câte ori să vă spun lucrul ăsta, vă meritați lucrurile. Salut, Alinei, salut, frățioare, te pup, te pup. Andreas, mai lasă-l puțin viața mea, mai lasă-l puțin. Păi asta zic, David, asta zic. Lasă viața mea că vin șeptarii pe 50 de lei mâna. Să fie pe capul lor de șeptari. Să fie pe capul meu și pe al lor. Nu că zic, dar vreau să spun. Jordan, m-a întrebat, unde ești? Băiatul care m-a întrebat dacă am luat 200 sau 500X la Gates. Andrei Fodor, mai ești aici șefule sau respect? Salută șefule, 5200 profit astăzi. Nu mai joc dol. Foarte bine, felicitări, bravo ție, felicitări. Andrei Fodor, mai ești aici viața mea? Șeful meu, împăratul meu, mai ești pe aici? Ah, merge aici să, merge să ciupească un 500X. Merge, merge un maxim 400 de milioane. Tot ce trebuie. Ia, păi așa o lecă. Șeful meu. Bă, nu cred, nu cred. Șeful meu, ia, stai puțin, stai puțin. Stai puțin să vedem dacă am văzut aici. Adică nu doar să trimiți tu. Bă, oh. Dar vezi aici că e pe miză de 70 de lei. Stai așa puțin, stai. Ce ai vrut să vezi, un 100, un 250X? Stai puțin, stai puțin. Aaa, stai că a dat 500X. Stai să-l aud. Să moară mama. Ia, 100-500? Maxuin, să moară mama, e ce? Ah, și un 250! E cel mai mare Maxuin pe România! Să fiu pe capul meu și pe-al lui! Să moară! Să fiu pe capul lui și pe-al meu și pe-al... Mamă, 3 miliarde jumate! Am luat viața mea, am luat! Păi dacă te mănâncă Cristin Cur... Asta de aparate. Ce să facem, Iuliane? Ce să facem? Lipsește 1000. Vreți să vă iau? Bă, jur să mor eu. Deci am o poftă de cola. Să mor dacă te mint. Chiar e cola pe bune și fără mișto. Ce, n-am o poftă de cola. Mai am încă două doze pe un congelator și două pe un frigider. Lipsește 1000. Lipsește 1000. De unde Irinele, că sunt consolat viața mea că nu o să iau niciodată maxim la Gates 1000. Mamă, 150 de milioane m-am dus chiar la astăzi. Mult. Dacă mă întreb pe mine, mult. Să mor eu. Te pup, Aline, te tot. Bă, dacă mă întreb pe mine, mult. Să mor de temin, de nu e chiar mult. Zău. Bă, dar cum ar fi, mă, să facem o șustă de asta, să luăm speciale la Gates pe 4 lei, Gates 1000 până de maxim. 600 de milioane. Iali. Iată. Gates 1000. Uite, licișa. Salut, Zning, salut. Te pup, bălane, te pup, baftă acolo, baftă.
Nu, Iuliane, cola simplu, nu mai beau alcool de mult timp. Nu știu cei care sunteți noi pe aici, dar eu alcool nu mai beau de mult timp. Deci, alcool este teribil la mine, numai exclus fără așa ceva. Fiți atenți, astăzi am așa un nou challenge. Astăzi nu vreau să vorbesc urât deloc. Deci fiți atenți, dacă astăzi vorbesc urât, dau gen urât, mă refer la asta, coaie este permis. Cuvântul coaie nu este un cuvânt, nu este un cuvânt urât. FMM nu este cuvânt urât. Gen, dacă zic de-astea, pu, piz, sau de-astea, sau mu, sau să-ți bag, să-ți dreg. În rest, toate cuvintele sunt frumoase. Fiți atenți, la fiecare jurătură pe care o fac astăzi, aveți un paysend de 25 de lei din partea mea. Alex, deocamdată n-am jucat, frățioare. Ultima oară ai băut cola de... Aline, n-am băut atât de mult. Adică, bă, eu când mă pun să beau, gen beau, adică cantități industriale la mine. Dar atunci a fost așa, o guriță, o ceva de... Știi ce zic? Andreas, mergem și la Five Dads din frățioare. Promit că mergem. Oho, Iuliane, atunci chiar da. Uite, mă, uite, în sfârșit Păuna a devenit și el. Bine ai venit acasă, Păune. Bine ai venit acasă, intră și tu, Păușe lejer. Te pup, Păune, bine ai revenit la membrii, cu tot respectul. Salut, Robi. Vă la bă... sau la toată lumea? Nu, la toată lumea. Dau câte 25 de lei la 100 de oameni. Cât vine asta? Dau 25 de milioane, e nebună, că... Nu, dau pay-save la un om. De accidentul lui Modem, mie e 100% invinovat, cu tot respectul, iartă-mă că zic treaba asta, Dumnezeu să-l ierte, el este vinovat în totalitate. Și vă spun de ce este vinovat în totalitate, pentru că, gen, nu s-a gândit la familie, nu s-a gândit la oamenii care îl iubesc cu adevărat pe el. Acum, mă, nu e nici primul, nici ultimul bărbat înșelat, probabil toți om fi trecut până lucruri de-astea. Lucrul ăsta nu se fac. Acum ce ar fi? Că mă șală pe mine femeia să mă duc să mă fac acordeon cu mașina în primul. Pum, exclus, tate, exclus, exclus. Femei și bărbați sunt cât vezi cu ochii. Îți spun eu că n-avea aia aur la... N-avea aur în... Nici. Salut, Toti, salut, 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 Adrian. Înțelegeți voi? Mai vorba, punea și viața altora în... Și să-ți o spun să fiu iar vinovat. Salut! Uite-l, mă, purșelule, vezi că n-ai membru, ești nebun la cap, vorbești cu mine degeaba, n-ai membru. Și să-ți o spun și pe aia mai dreaptă, bine, Doamne ferește că n-am mai luat viața altuia. Că, îți spun sincer, poate cine știe, poate era un om normal, poate era un șofer sau alte cele. Dar nu, Aline, nu, viața mea, nu am de ce să înjur. Nu am de ce să înjur șeful meu, nu, exclus, exclus. Eu nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău, nu vreau, doar că asta e strict părerea mea. Eu spun din afară și îmi spun părerea. Grasule, Miju nu se pune viața mea. Miju e așa un alint, este ceva frumos, este ceva ce... Știi ce zic? Bună, Florina, bună, să rămână, să rămână. Da, deci asta spuneam. Bă, m-am uitat și eu azi dimineață, chiar m-am uitat. M-am uitat la multe chestii. M-am uitat după multe clipuri și astea, dar... Chiar cu Cedi am avut o discuție despre așa ceva și am zis, bă, greșești. Greșești cu lucrurile astea referitor că e apărarea băiatului și că, vai, domne... Toate femeile sunt CRV sau nebunii de astea, dar Aline îl mai las puțin și după aia îl mai schimb. Dar na. Acum dacă un om face o greșeală, să mă duc eu să mă arunc în cap pentru el. E nebun la cap, ar fi ultima. Ia vezi, bă, ce la păcăl. Uite, fii atent aici, manevră ordinară, ce s-a întâmplat pe chat-ul ăsta. Pe una a dat un membru cadou. Și membrul ăla s-a dus direct la purșelul, zici că e mânărie între ei. Deci, băi, manevre
ca între ordinarii ăștia de moderatori, nici că am mai văzut așa ceva. N-ai mă, Iuliane, n-ai cum să faci așa pentru o femeie, pentru un bărbat. Acum nu vreau să iau apărarea femeilor, nu vreau să iau apărarea bărbaților, sunt un om neutru. Bă, acum dacă omul de lângă tine te-a părăsit, te-a înșelat și toate alea. Salut, Vicule. Acum ce-i vrea să trebuie să te faci acordeon în primul pom? Hai mă! Și uite cum a zis ăla, Machiavelli. Deci omul avea probleme de mult, dar niciun prieten de-al lui care face acum TikTok-uri despre el și îl pune la story și pune hashtag cu OT și număr de mașină și toate alea. Toată lumea se dă prieten bun cu el. Ești nebun la cap. Câți oameni l-au întrebat pe copilul ăla dacă e bine, dacă e sănătos, dacă e psihic în regulă și de-astea? Niciunul, că pe niciunul nu l-a interesat. Când e vorba de cifre, când e vorba de lucruri de-astea, toți sunt prieteni. Când ai bani și când ești mort, toți sunt prietenii tăi. În rest, nimeni nu te bagă în seama. Vlade, mersi frumos de membru, băi, tată, te pup. Păi, derule. Sultan, referitor de băiatul ăla care a decedat într-un accident. Despre aia e vorba. Bă, îmi pare rău, repet, zic. Condoleanțe, îmi pare rău. Este o veste grea, dar ești nebun la cap, n-ai tu. Păi știu, Vicule, știu că da, n-au fost oameni. Uite-l pe Rusan care e clandestin pe aici. Băi, eu v-am zis, membrii, moderatorii mei au manevre între ei. Băi, moderatorii mei cu manevre între voi, băi, potoliții, vă salut, Victor. Uite pe Rusan care a primit membru și nici măcar n-a scris în chat. Bă, nici măcar n-a avut bunul simț să scrie în chat, dar nu mai zic nimica. Hai mă, dă-și tu un multi, trească ce iubești tu. Bă, bun rău 15-ul ăsta, bun rău de tot, să mor dacă te... Florina, mersi frumos, să rămână din suflet. Niște cuvinte, bă, cu logică și cu subînțeles la toată... Da, 100% Alina, asta am spus și eu. Salut, Kill, sau... Sper că am zis corect numele tău. Bă, Machiavelli a spus... Super corect și sunt de acord cu el 100%. Ești nebun la cap. Acum, bă, nimeni nu s-a interesat de copilul ăla. Și m-am uitat și eu la ce TikTok-uri făcea. Că trag ștergătoarele și ele. Băi, viețile mele, haide să vă spun eu o chestie. Bă, nu mai confundați strada cu circuitul. Nu mai confundați străzile, drumurile și astea cu circuitele. Circuitele sunt pentru curse, străzile sunt să te plimbi în punctul A, în punctul B, să te alergi pe circuit. Bă, 55, du-te-n, doamne, ferestre, salut, Gabi, salut, Vali. Mare și tare, ba da, viața mea, ba da, trebuie să scoatem lucrurile astea în evidență, 100% Aline, iubire cu forță nu se face, uite-l pe bun, ia, țăr din ce, a luat butelie, butelie și tu stai pe, și eu stachez viața mea. Notificare pe mail, da mă, da, cum vă ziceam, nu să fac de-astea, băi, tată, nu să fac de-astea, salut, Casiene. Mamă, Casiene, vezi că n-ai membru, te-am prins, Casiene, te-am prins. În viață, pe asta, bă, să nu te... Și dacă cineva în viață înșeală sau vrea să se despartă de cineva, are motivele... Da, Sultan, 100%, uite, exact, asta am zis și eu. Bă, dragostea cu Sila nu se face, n-ai cum, bă, dacă nu poți să iubești un om, nu poți să-l iubești pur și... Ai, oi, de la cap. Uite și pe Cristi, pe celălalt cont. Fata are 16 ani, ce vrea să facă, bă, să stea lângă un bărbat pe care nu-l iubea. Pentru că băiatul era obsedat, de 100% iubire, mare dreptate, zici și tu acolo. Înțelegeți voi? Mă... Sunteți mulți aici care sunteți tineri. Bă, ascultați-mă. Pentru că eu vă spun o chestie și încerc să vă fac să realizați o chestie. Bă, omul ăla nu neapărat. Bă, el că el a murit. Dumnezeu să-l ierte. Morții, știi cum e aia. Morții sunt cu morții. Bă, dar omul ăla și-a distrus familia, mă. Bă, să-și lase vorba aia părinții fără unii cu copilul. Sau poate mai are, frate, în fine. Bă, să pierzi un copil e un lucru greu. Vorba aia, pierzi un părinte și ești semi-distrus aproape. Dar să pierzi, mă, un copil. Pentru care te-ai sacrificat, te-ai luptat. Pentru ce, mă? Ești nebun la cap, mă. Așa că băieții și fetele de la mine din chat, aveți mare grijă de viața voastră și nu faceți cine știe ce prostie pentru un băiat sau o fată, că e plină lumea asta de băieți și fete.
Uite, pe Vlad, Vlad, de ce faci, tata? Ai luat salarii? Ce se întâmplă cu tine? Ești milionar? Ai rupt aparatul din două? Ce ai făcut viața mea? Salut, Gică, cu tot respectul. Chiule, nu știu, stai să vedem. Deocamdată vreau să mai rămân la ghis. Poate ciuzde și eu ceva puternic. Nu, mă, iubire, ce-i cum? Eu nu știu, nu m-am uitat la live-urile ei, nu știu ce s-a întâmplat și toate chestiile astea. Dar dacă cineva o amenință să se ducă, frate, la poliție, pentru că văd în stare oamenii ăștia, adică legionarii ăștia care își fac ei cu mâna lor, e nebun la cap. Direct poliție, tate, e nebun la cap, nu, nici pe gând n-așta. La cum sunt ăștia turbați acum și ăstea, Doamne, ferește să se întâmple altă chestie. La fel aceeași poveste pe... Medi, foarte bine că și-a revenit, să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Salut, Bobby, salut, salut. Măi, a intrat salariu. Le-am lăsat foarte bine, Vlade, foarte bine. Mersi frumos încă o dată de membru și de donație. Bine ai revenit, grasul. Așa, sunt curios... Nic, stai seama că toată lumea e nebun. Bă, haide să o dăm pe chestii. Haide să o dăm pe chestii. Fata nu era rea. Gen, fata nu era o fată rea. Fata era o fată frumoasă. Să fim sinceri până la capăt. Fata era frumoasă. Câți ani are, să-i dea Dumnezeu sănătate. Zic, ea ca femeie era frumoasă. E nebun la cap. N-ai cum, e normal când arăți. Poate când sunt, na, fete frumoase și ăsta, stai seama că tot să dau. Dăm farmec la live. Aline, nu e neapărat, dar găseam subiecte și astea. Uite, care e faza cu Gates 1000? Robert, Gates 1000 are maxul în 15.000X și poate să pună multi de 1000. M-a sunat YouTube Betanu și mi-a spus că e maxul în... Mersi frumos, Valine, mersi frumos. Îl aștept, ce să zic, Doamne ajută, îl aștept. Eu sunt aici, nu vezi, cumpăr speciale. Stau pe spate, una alta. Gic, o să jucăm și la Sweet Bonanza. Să fii sincer, parcă Sweet Bonanza l-aș farma pe o miză mare. Cu 20-30 de lei. Cred că asta fac de 10 milioane. Deci, cine compătimește și înjură fata... Este creier zero. Atât pot să vă spun. Dacă voi o înjurați săraca fată, bă, indiferent cum era ea. Bagaboantă, nebagaboantă. Cuminte, necuminte. Am vorbit cu frații Betan. Cu frații Dedeman. Să ne doneze un Rolex aici. Mare dealer. Cristi, și tu acum. Te pup, Radule, te pup, salut. Radule, să mergem și la Dazlin. Mergem și la Dazlin, frățioare. Da, mă, da, cum vă ziceam, bă, na, probabil plus minus toți om fi fost înșelați pe vremea noastră, da. Păi ești nebun la cap să fi intrat, salut clasele, salut. Să-i fi avut eu un copil și să fi pățit ceva copilul meu din cauza unuia de ăsta, să moară viața mea, dă-te-mi de nuit direct. Viața mea credem pot să fii cel mai frumos, frumoasă persoană de pe terra. Dacă nu e iubire sinceră, reciproc, nu e nimic. De atenție la partener. Da, 100% sultan, îți dau mare dreptate, frățiorul meu, dau mare dreptate. Bă, de ce am făcut eu treaba asta? Nu știu, Sweet Bonanza. Așa. Mă, n-ai cum, iubire cu forța, n-ai cum să faci. Da, Mirița, asta zic și eu, salut, Daniel. Una de tine și tu te duci să alergi cu 200 cu mașina să demonstrezi ce... Să o alerge pe aia că e cu amantul, cu alea, du-te, fă. Să moară mie, dă-te mii, dă nu, le ziceam, știi ce le ziceam? Să-ți dea Dumnezeu după suflet. Ce ai, mă, să mă duc eu să-mi pun viața în pericol pentru cineva? Bă, gămen, ești nebun la cap. Să mor dacă vă mint, jur. Bă, am fost și eu, gândiți-vă, am fost și eu înșelat, am fost și eu o grămadă de astea, iete, nebun, suntem oameni. Să mă duc eu, mi-a spus, vezi că am făcut așa cu cutare. Mersi frumos, te pup, ușa aia ta, ieși, hai, tai-o.
Și a făcut o grămadă de bani. Vezi, ăsta e destinul. Par TikTok, nu credeam că chiar a spart. V-a spart Victoria, a spart internetul. De uite, schimbăm subiectul. O ține pe rău, dacă nu face asta. Păi asta am zis și eu, Medi, și ideea e că eu nu vreau să critic pe absolut nimeni, și ideea e că, na, e fapta împlinită. Doar că eu încerc să spun copiilor care sunt copiilor, puștanilor care sunt aici pe la noi pe live, că sunt o grămadă de puștani, 18, 19, 20 de ani și astea. Băi, viețile mele, orice aveți greu în viață, puteți rezolva alături și cu familia voastră. Nu trebuie să vă faceți acordeon în primul pom cu mașina. Deci ascultați-mă pe mine. Puteți să rezolvați orice. Nu vă puneți familiile în pericol. Nu vă puneți și nu vă dezamăgiți familiile. Pentru că ce lăsați în urma voastră, nici nu puteți să realizați cât de greu le este oamenilor. Că de asta vă zic, aveți mare grijă, mare, mare grijă. Strada nu este circuit. Pe stradă nu vă alergați cu mașinile. Pe stradă mergi din punctul A în punctul B. Frumos, regulamentar, că mai mergi cu 70, 80, 100. E partea a doua, cât să controlezi mașina, n-ai ce căuta cu 200. 200 poate n-ai ce căuta nici pe autostradă. Deci gândiți-vă, mergi pe autostradă, probabil 170, 180, 190, zici că ai mașină puternică. Bă, sare un praf de nisip sub roată și îți derapează roata. Ce faci? Te duci în primul parapete, mor ca prostul. Bă, trăiți-vă, bă, viața. Viața e frumoasă, indiferent că o luați de la 0 de 1000 de ori, indiferent că virgulă bă, cădeți, că aveți probleme. Bă, orice întâmpinați în viață, trebuie să fiți pregătiți să o luați mereu de la zero și o să vedeți că Dumnezeu e alături de voi și Dumnezeu vă încurajează să faceți lucruri bune cu viața voastră. Nu vă distrugeți, pentru că distrugându-vă pe voi, distrugeți și oamenii din jurul vostru. O să iau, Antonio, o să iau și la Sugar, frățioare. Salut, câtă mă, salut, salut. Te pup, băi, Nutella, te pup despre scandalul ăla cu... Păi mă, dar trebuie să vorbim, tată, salut, Aurel, trebuie să vorbim, că sunt foarte mulți copii pe aici și pe lângă păcănele, Caterinca, bagabonțeală, toate nebuniile astea, bă, trebuie să vorbim și lucruri serioase, poate sunt unii copii aici care n-au o legătură atât de strânsă cu familia și li se pare că, vai, domne, ce mi-a zis mie mama să nu conduc cu viteză, e proastă, asta e după vremea ei. Băi, părinții nu vă vrea, gen, părinții nu vă vor rău, ca să înțelegeți, vă spun prietenește, probabil mă cunoașteți, mă considerați prieten de-al vostru sau habar n-am, nu știu, influencer sau căcat, ce mă considerați sau ce sunt eu aici pentru voi, dar vă spun și vă dau un sfat, prietenez din tot sufletul ca la frații copiii mei, cum vreți voi să o considerați, nu faceți prostii și nu faceți alte lucruri greșite cu și despre viața voastră. Aveți mare grijă, strada nu e joacă. Dacă vreți să fiți pasionați de mașini, dacă vreți să aveți lucruri de astea, vă duceți, strângeți 2, 3, 4, 5 luni bani, vă duceți la un circuit și vă dați pe circuitul ăla cât vreți voi și faceți ce vreți voi pe circuitul ăla. Nu puneți viața altora în pericol. Deci nu puneți viața altora în pericol, poate scăpați voi, dar gândiți-vă, trăiți inconștient sau trăiți cu subconștientul ăsta că probabil, Doamne ferește, ați omorât pe altcineva sau ați lovit pe altcineva sau alte cele. O să fiți traumatizați pe viață, că nu poți să treci repede, ai nevoie de un psihic puternic ca să treci peste o chestie de asta dacă ai scăpat cu viață. Dacă ai scăpat cu viață. Așa că aveți mare, mare, mare grijă. Nu confundați strada cu circuitul. Nu vă credeți voi pilot dacă ați spălat mașina de 2-3 ori pe săptămână la spălătorie de aia cu fițe. A spus două eleroane pe mașină și a schimbat jantele. Nu vă considerați șofer, că nu sunteți. Nu trăiți în America. Nu aveți străzi pentru drag race-uri. Nu vă mai considerați în Fast and Furious. Nu vă considerați în altele. Mergeți cu grijă. Străzile din România sunt periculoase. Vă spune fratele vostru, străzile din România sunt extrem, extrem, extrem de periculoase. Așa să vă ajute Dumnezeu și vă dau un sfat din tot sufletul și din toată inima. Pentru că sunteți frații mei aici, sunteți, v-am zis, sunteți probabil mulți copii care sunteți tineri pe aici și nu realizați lucrurile astea. Vă spune un om, am 29 de ani, sunt trecut până alea.
sunt trecut, mi-a ajutat Dumnezeu, am scăpat cu viață până câteva lucruri care m-au făcut cu adevărat să mă calmez. Nu treceți până așa ceva, că nu mulți aveți norocul să scăpați din lucruri. Și v-am zis, Doamne ferește, sunteți voi sănătoși, că vă scapă mașina de sub control, omorâți pe altcineva, intrați ca proști în pușcărie. Băi, efectiv, intrați ca proști în pușcărie. Sunteți niște proști, vi se termină viața, punct și la obiect. De intri la 20 de ani, intri 10 ani în pușcărie, ești la 30 de ani. Ești nebun la cap, până la 30 de ani trebuie să ai, să zic așa, până la 30 de ani trebuie să ai și tu să te pregătești de o relație, de o căsătorie, de o aia, de o aia. Cine te bagă, mă, la muncă dacă tu intri la pușcărie 10 ani de zile? Și pentru omor, pentru ăsta. Cine te mai angajează? Pe unde te mai angajează? Cum poți tu să-ți faci o familie? Cum o să mai fii tu integrat în societate după lucrul ăsta? Bă, nu zic că condamnații, vai domne, sunt răi și toate astea. Dar gândiți-vă, integrarea în societate, gândiți-vă, să stați 10 ani în nebunii de ăsta. V-am zis. Hai să trecem peste subiectele astea, hai să trecem peste lucrurile astea și să ne revenim, să mai râdem și noi, să mai facem caterincă. Na, bă, sper în tot sufletul să-ți fi înțeles lucrurile astea și să înțelegeți lucrurile astea, că nu vi le spun cu răutate. Deci chiar nu vi le spun cu răutate. Așa, hai să vedem și noi. Dacă intră pe contrasens, oameni vinovă? Păi, 100% mare și tare, 100%. Tu de ce crezi că eu sunt pus să-mi iau Volvo, ești nebun la cap? Bă, nu vreau să mor pe stradă, nu vreau să mor din cauza altora. Salut, Cătă, salut. Nu știu, Cristi, nu știu cum a avut accident, doar că eu asta vă zic. Bă, drumurile noastre sunt extrem de periculoase, din cauza că e foarte mult pietriș pe jos, e praf, nisip, gropi. Bă, asfalt, bă, 100X. Gâtul mătii. Uite, sub 150 nu scădea. Să moară viața mea, Iuliane, dar nu-i ziceam. Du-te în gâtul mătii, lasă-mă aici și plec pe jos. Salut, Andrei, salut, Ștefan. Guys, dacă n-am salutat pe cineva, îmi pare rău. Vă salut și vă pup pe toți, cu tot respectul. 170 de oameni frumoși, haideți să facem și noi 100 de like-uri, dacă vreți și dacă doriți. Mamă, sugărul ăsta e... Băi, ce o să mor dacă vă mijur? Vără bani, poate cipe și ceva. Livile, ce să zic? Multă baftă, frățioare, multă baftă. Să mor eu, mai bine mor la 70 de ani cu 100 de boli venerice de la bagabante decât să mor la 23 de ani în accident. Ești nebun la cap? Meditepu, mersi frumos, Doamne ajută. Marian, deci crede-mă, chiar îmi doresc, pe lângă treaba asta cu păcănelele, pe lângă toate lucrurile astea pe care le fac seară de seară, nebunii prostii și ce nebune nu mai vorbesc eu, sunt momente în care trebuie să vorbesc cu copiii ăștia, pentru că copiii ăștia sunt foarte mulți care sunt teribiliști, lor li se pare cool. Probabil și nouă la vremea noastră ni s-a părut cool, dar nouă pe vremea noastră, gândește-te că noi poate aveam Golf 4, aveam un Logan, aveam un alt, aveam 100-150 de cai. Ce să faci cu 150 de cai? Ești nebun la cap? Sunt pistoale cu apă. Dacă copiii ăștia din ziua de astea au acces la Audi, BMW, Mercedes, mașini de sute de cai putere. Să intri cu un Logan, ce dracu, intri cu 70-80, mai faci, mai dregi, scap cu viață. Dar să intri cu 200 la oră cu un Audi, BMW sau o mașină de asta puternică într-un stâlp de ăla, ești nebun la cap, te faci acordeon. Salut, Aline, salut. Iuliane, crede-mă că găsești soluții, tată, găsești soluții, să mor dacă te mingi. Bă, decât să mor, mai bine mă împrumut la prieteni și ajung cu taxiul acasă. Ești nebun. N-am avut și-o de-astea tot așa, un prieten, vai domne, ce să credea el vitezoman. Bă, n-aveam niciun leu în buzunar, și am zis, lasă-mă aici, m-am dat jos la primul semafor și am plecat pe jos. A trebuit să stau să mă rog pumpite și să dau telefoane să mă împrumute cineva de 50 sau 100 de lei să vin cu taxiul acasă la 5 dimineața. Dar ești nebun la cap, faci lucrurile astea, bă, e viața ta importantă. Marian, da, probabil ești mai mare decât mine, dar pe vremea mea noi aveam mașini de-astea mai domoale, Golf. Eu cum am avut un Golf 4, un Logan, un Passat, mai erau și câțiva cu un BMW, un Audi, dar nu erau chiar ca acum. Acum ești nebun la cap, 18 ani, 5 ani la poartă. 18 ani, seria 4, seria 5. Mașini de sute de cai, n-ai cum. Salut, Sidor, salut.
Mai dă-i mă, tot am încredere, poate face ceva, plată ceva frumos. Salut, Cătălin! Așa, așa, am intrat pe un drum la țară, pământ, pietri și acolo s-a întâmplat nenorocire. Nu contează unde se întâmplă, unde nu se întâmplă. Contează că nu trebuie să ajungi în situații de-astea. Hai. Salut, bossul tuturor celor care suntem pe canal. Meditați un pic și luați... Da, mă, da, Marius, eu de asta vă zic și de asta zic multora. Bă, gândiți-vă, voi ca voi, voi ca voi. Bă, muriți, Doamne ferește, nu doresc nimănui asta. Bă, dar gândiți-vă, puneți-vă în fața faptului împlinit ce dramă trăiesc părinții voștri. Voi înțelegeți că părinții voștri nu vor mai fi oameni toată viața lor? Tot ce au muncit ei, tot ce au clădit ei, pentru tot ce s-au sacrificat ei, nu mai există, pur și simplu. Gândiți-vă, e ca și cum, nu știu, ai luat, nu știu, un bulgăre de zăpadă, muncești ani de zile la el să-l faci mare, să-l faci mare, să-l faci mare și te străduiești și te sacrifici pentru el și dintr-o dată se topește și nu mai ai nimica. Nu. Asta din cauza că m-am răsunat cu mașina la 160 la oră așa. Ce-am putut păți. Marc, foarte bine, tată, foarte bine că ai realizat lucrul ăsta, să-ți ajute Dumnezeu să fii în regulă tu și să poți să dai un exemplu mai departe, să nu li se întâmple și altora lucrurile astea. Mă, Iuliane, sunt oameni care au mașini puternice, dar le au și gata, înțelegi tu? Adică, dar sunt și oameni de așa și nu înțeleg asta, eu nu înțeleg teribilitatea asta a multora referitor că, bă, dacă speli mașina de două ori la fise pe săptămână, îi pui niște jante și un eleron la mașină, bă, nu te face driver, nu te face Dominic Toretto. Lucrul ăsta nu te fac șofer. Șofer înseamnă să știi ce înseamnă siguranța în trafic și să ai grijă de alții. Nu știu, Darius, nu știu cine, ce și cum s-a prezentat, eu pur și simplu și dacă îl înșela și dacă nu-l înșela, nu e vina ei că a murit, pum, și la obiect, poți să-mi zici orice mi-ai zice, nu, e strict vina lui și a nenorocit familia, părinții, tot. N-ai cum, Liviule, n-ai cum să faci lucrul ăsta. Părinții sunt singurii care trebuie să înțeleagă treburile astea. Părinții sunt singurii care trebuie să înțeleagă treburile astea și părinții sunt singurii care trebuie să-i frâneze. Băi, eu te înțeleg că ai un copil și vrei să-i oferi tot ce n-ai avut tu. Dar, bă, în situațiile de față nu sunt chiar așa. Foarte bine, Miriță, foarte bine, felicitări, bravo ție. Eu nu știu, dar eu v-am zis, bă, sunteți mulți pușteani pe aici, pe canalul ăsta, gen. Majoritatea sunt, să zic așa, 18-25 de ani. Că știți, că ne ține la râs la Caterinca, la bășcălie. Bă, sunt totuși mai bătrân ca voi, sunt trecut pe multe chestii. Nu v-am zis de fiecare dată. Evitați băutura, evitați substanțele, dă tras pe nas, pe venă, pe oriunde vreți voi. Nu sunt bune, evitați anturajele pe proaste. Și singurul lucru pe care trebuie să vă focusați voi, să aveți o viață frumoasă, să faceți bani și să aveți o familie frumoasă și fericită. Bă, dacă le aveți pe astea, nu vă aveți nevoie de absolut nimica. Din acea greșeală, bă, că puteți să... Foarte bine, Marc, foarte bine, felicitări și bravo ție că te-ai îndreptat. Bravo ție că te-ai îndreptat. Te pup, băi, Vasi, fără membru! Ce faci, băi, Vasi, fără membru? Nu există, bă, Darius, dacă îl iubea, dacă nu îl iubea. Cu dragoste cu Sila nu se face, ești nebun la cap, și la obiect. Și eu am fost înșelat. Și pe mine mi-a venit una și mi-a zis, vezi că m-am dus cu ăla, că am făcut cam drept. Ce-i vrea acum, frățioare, să mă duc să-l alerg pe ăla, să-i dau două cuțite în gât? Ce se întâmplă? Nu, pun și la obiect, te pun, mersi frumos, ușa aia ta. Salut, la revedere, ia-o dândără, îmi fac de viață, îmi caut palta. Ce crezi că s-a întâmplat în situația de față? La școală de motor ai A2, A1 și A. Mă, cătă, uite, fii atent, uite. Și eu am fost, să zic așa, pasionat de motociclete. De-astea mi-au plăcut motoarele.
Doar că nu mi-am luat permis niciodată de motocicletă. Puteam să-mi iau oricând permis de motocicletă, puteam. Am avut bani la îndemână și mi-au trecut bani până mână de 10.000 de ori. Și nici la ora actuală îmi plac motocicletele, mi-aș lua permis să mă plimb eu cu motorul de boală aereală. Dar nu mi-au, pentru că nu, dacă mi-aș lua permis de motor, sunt donator instant. Marcule din Mioveni, frățioare. Sunt oameni care circulă cu 40 în localitate. Păi asta zic și eu, asta zic și eu, Marian, asta zic și eu. Asta zic și eu și de asta sunt oricum, dar am două luni de zile în care eu vreau să, v-am zis, eu am un seria 4, un BMW seria 4. Și acum sunt direct motivat, vreau să-mi schimb mașina, vreau să-mi iau... Uite-l pe Michael cu un euro, cât e Rolex-ul ăla, șefule? Michael e vreo 9.000 de euro, viața mea, e 9.000 de euro. Da, uite, ușor, ușor, euro cu euro luăm Rolex. Da, cum vă ziceam, sunt motivat acum să scap de BMW. Sunt cât de cât acolo, 50-50, să dau BMW-ul sau să-l păstrez, dar anul ăsta 100% vreau să-mi iau Volvo. Volvo, cea mai sigură mașină. Bă, vreau să știu că am o mașină cu care merg și indiferent că intră unul altul în mine, că știu că eu scap cu viață. Nu mă interesează ce i se întâmplă lui care intră în mine. Te pup, salut șefule, cu tot respectul, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Eu știu ce se întâmplă cu tine, eu vreau să nu mor eu. Mi-e de ajuns și mi-e sigur chestia asta. Dani, te pup, mersi frumos de membru, te pup, frățioare, bine ai revenit. A fost înșelat și... Da, mă, da, Iuliane, se întâmplă, tată, se întâmplă. Ești nebun la cap. Și noi ca bărbați înșelăm și poate și ele ca femei înșeală. Bă, nu e un lucru de condamnat. Ești nebun la cap. Da, asta nu trebuie să vă afecteze. Michael, ia-ți membru. Până atunci lasă donațiile, ia-ți membru, că e 10 lei membru. Dar nu sunt motivat să-l dau. Nu e, mă, mare și tare, ce 90 punci la obiect, mi-e știută asta, 100%. Te pup, băi, Lucas, te pup, salutări, salutări. Mă interesează gen peste 2019-2020 în sus. Mă gândeam undeva la 60-70 de mii de euro, ceva de gen. Schemată e referitor cu băiatul ăla după TikTok. Da, mă, Iuliane, 100%, dragoste cu forța, nu se poate. Guys, cei care sunteți noi pe aici, dacă nu v-am salutat în cer mii de euro, scuze, vă salut, vă pup pe toți. Nu uitați, 216 oameni frumoși, 94 de like-uri, haideți să apăsăm și noi pe butoanele alea de like, share, subscribe, haideți să punem și noi un story, una alta, haideți să facem și noi, să strângem cât mai multă lume frumoasă pe aici, să ne distram, o să mai facem un râs, o caterincă, o panoramă, oaia, oaia. Știți ce vă zic, că aparatile astea, mamă, de ce dracu mai mă joc la... Suit ăsta că înnebunesc. Dă-mă să mă joc un pic la Dazzling și mă joc la 20 Dazzling. Vin în țară, ne vedem, Marcule, ne vedem, frățioare, ne vedem, nu-i problemă. Păi asta zic și eu, așa, maică-le, așa, te pup, bravo ție, mersi. Mersi, mare om, mare vagabond. Bă, m-au cam gherlit. Dar merge să mă joc așa pe un 20 de lei, poate cine știe. Iată. Nu, Adriane, nu e vorba. Greșiști aici, greșiști. Eu mă agit pentru oamenii care încă sunt în viață, sunt pe chat-ul nostru, pentru că poate aud lucrurile pe care le spun eu și le realizează. Și nu o să repete greșeala. Acum nu putem spune că dacă copilul ăla a greșit acum... Vai, domne, e fapt împlinit. Da, e fapt împlinit pentru el. Dar poate dăm un exemplu din treaba asta și copiii care au rămas înțeleg la ce discurs să supun. Gabriele, stai două secunde. Stai să mă joc și puțin la ordinatura asta de joc și după aia vedem ce facem. Poate încercăm și un 40 bani. Uite, chiar cred că o să încercăm. După asta, uite, pot să mergem la un 40 bani. Un 40 bani, poate dăm și un extra stars. Vedem. Nu e, Michael, nicio împărțită. Pă, 1.500.000. Nu, asta ești nebun. Nu există, Michael, împărțită. E vina lui și punct. Salut, Claudiu.
Haide mă, puteai. Scăpă și tu de 80 de bani. Gata viața mea, gata. Uite că nu mi-am dat seama. Pam, linie de șeptari, 4 milioane. Linie de șeptari, nebune mă ce. Robi, nu prea sunt pe jocul ăla 100. Frumos, băgă așa în casă. Salut, Edi, salut, salut. Naș, o să mergem și la ăla, o să mergem și la 40. Șeful încearcă și tu un sugurt. Nu știu dacă avem aici, Antoni, nu știu dacă avem aici jocul ăla. Volvo CX90, Teo 2024. Și da mii de euro. Lucas, nu știu, nu m-am uitat, dar oricum am în zona aia de 70-80 de mii de euro. Cam în zona aia m-ar interesa o mașină. Dar bine, mai am nevoie de ceva bani să strâng. Bine, am ceva bani deoparte, doar că nu e o investiție. Mă gândeam să dau 50-60 de mii pe loc și să fac un leasing de 30 de mii într-un an sau ceva de genul. Am o grămadă de combinații referitor că nu vreau să stau cu banii blocați prea mult. Vedem cu roaring-ul ăla, vedem. Antonio, poate tu ai avut mai mult noroc decât mine. N-ai văzut că eu am încercat să iau mai multe speciale și nimic clanță? Hai mă! Ce tare e. De ce ai nevoie? De ce ai nevoie? Grasule, nu înțeleg, e o întrebare pe care nu înțeleg și nu pot să-ți răspund exact. Te pup, Emilian, te pup, salutări. Am văzut și eu că e un joc nou pe ăla, cum i-ai zis, dar na. Ce vreau să-mi iau ATV. Multă baftă. Agile, o să mergem și la stele, frățioare, o să mergem și la stele. M-am exprimat, dacă te referi la mașina, gen mă interesează și pentru mine și pentru familie. Cu 50.000 pe ulei 2021 direct. Ce vreau să știi că e un joc greuț, dar e în regulă. Pe Manuel o să... Pe Manuel, mamă, ți-am zis Manuel de 1000 de ori. Samuel, o să ne jucăm și pe 50.000, dar deocamdată vreau să-l iau așa ușor, să vedem că m-a cam tocat. Dă niște bani și vreau să le iau așa, ușure. Grasul o să-l iau pentru mine, pentru familie, pentru toată lumea. Vreau să știu că îmi protejez și îmi salvez familia pentru orice. Bă, 4 stele, 4 șeptari? Deci clar e o mașină pentru familie 100%. Asta vreau. Te gândești să ai copii? Da! Da, chiar mă gândesc. Nu, chiar mă gândesc, îmi doresc un copil, îmi doresc... Vorba aia, să vină un Miu Junior, Doamne ajută. Este momentul. Păi nu, grasule, 100% pe chestia asta mă duc. Adică CX-90 e știută. Punct și la obi. Și dacă era să mă gândesc pentru mine, tot pentru mine lua mașina. Că e mult mai mare, mult mai masivă. Salut, Raul. Salut. Miulete, să merită să depui pe un casino nou o sumă mai mare de bani și să joci pe bet mai mare? Nu. Doamne ajută, variety la absolut toată lumea. Nu există treaba asta. Copil sau fată. Casine, tu n-ai vorbă cu mine până nu ți-ai membru. Te pup, Andrei, te pup. Salutări. Bă, haideți să vă explic situații. Nu vreau să fiu răutăcios. Nu vreau să fiu panaramă și chestii de astea. Bă, la mine și trebuie să vă gândiți la o chestie de asta. Și dacă era să împart aceeași femeie cu fratele meu, și dacă era să fie nevasta mea, să fugă cu fratele meu,
să fugă cu cel mai bun prieten. Bă, să fugă femeia mea cu mama, să fugă amândoi, ești nebun la cap. Viața mea e prioritate. Viața mea nu mă interesează. Pot să mă descurc fără femeia, pot să mă descurc fără prietenul ăla, pot să mă descurc fără absolut toți oamenii. Îmi fac prieteni noi, îmi fac cunoștințe noi, îmi fac femeie nouă. Pentru ce să stau să-mi pun viața mea? Ianis, majoritatea timpului la OMV, mi se pare. Adică, cred că la aia. Și cu siguranță, nu, Tavi, nu, exclus, exclus X6-le, nu. Bine, e o mașină frumoasă, mie îmi place, dă mor X6-le. Doar că, na. Cum am chiar aș fugi? Bă, da, mă, da, vă zic sincer, sunteți nebun la cap. Da, ne mai lasă-l alea, că să vedem ce își pune și ce talente își face. Băi, vă spun sincer. Bă, atâta timp cât eu trăiesc, ăsta e golul meu pentru mine. Bă, atâta timp cât eu trăiesc, dacă eu trăiesc, am timp să mă ocup de familia mea, am cum să mă ocup să fac să le fie oamenilor din jurul meu, am timp pentru toată lumea. Dar dacă eu mă duc pe cur, cine să mai ocupă de toate lucrurile astea? Nimeni, rămân în pom. Deci eu mă pun pe mine prioritar ca să le fac viața frumoasă familiei și oamenilor din jurul meu. Dacă eu nu sunt bine și dacă eu nu sunt în regulă, nu pot să le ofer siguranță oamenilor din jurul meu. Te pup Mihai, te pup, salutări frățioare, cu tot respectul. Se rezumă, bă, la o singură femeie. 16 ani. Sut, pe asta am zis și eu, pe Igiule, asta am zis și eu. Păi asta am zis și eu, Andrei. Volvo ăla e nebun, e casă. Nu sunt Răzvin, nu sunt cu scărițele, tată, nu sunt. Eu sunt cu dublajele mele aici, sunt. Că dacă joc pe miz, o joc pe aia. Nu prea am încredere în... Nu prea am încredere în nebunii de-astea. Te pup, Ghiță, cu tot respectul, sănătate! Motorină. Nu știu, Ianis, nu prea le-am cu de-astea. Păi, Noni, dă live-ul mai înapoi, frățioare, și vezi ce părere am avut. Dă live-ul mai înapoi și vezi tot ce am zis. E o discuție foarte lungă, nu pot să o repet de 10 ori. Uite, un alt exemplu, un tovarăș și-a făcut stop cardiac în ăla, da. S-a prezentat cu amatul. Bă, nu contează, bă, nu contează, ești nebun la cap. Mamă, ce panoram ordinară sunt și eu. Liviul ăsta merge și la coroane, frățioare. După asta vreau să mergem la 40 burning, după 40 burning merge și la coroane. Bă, nu contează, v-am mai zis, mă, să mor dacă vă mint, jur. Bă, deci uite, l-am pulat pe Vormio, care Vormio, gen, în fine, a avut relație cu una, au avut un copil împreună și după aia a fugit aia cu copilul, nu știu pe unde, cu unul, cu nebunii de-astea. Și m-am dus peste el și i-am zis, bă, Coi, potolește-te și revino-s dracului la realitate și hai să-ți explic cu chestie. Bă, te cred, copilul tău, viața ta și toate astea. Bă, dar ce faci, mă, acum stai să te distrugi că aia a fugit cu fita și până la urmă nu e neapărat cât a fugit ea cu fita, e vorba că fita a vrut să plece de lângă tine. Pun și la obiect, bă, ți se rupe sufletul în tine. Distrează-te, tată, distrează-te, vezi, îți dă treabă, fă-ți toate damblarele, fă-ți toate alea, du-te, oprește-te în primul bordel. Nu știu, du-te, cardește, du-te la curve, du-te la ce vrei, tu ești nebun la cap, ai viața ta, ești pentru tine, ești pe piciorul tău. Te pup, Mihai, te pup, mersi frumos, cu tot respectul. Mamă, Liviule, ce panară mășită. Să închidem subiectul, bă, nu vreau să-i văd, să... Și pe Insta, mamă. Da, mă, sunteți nebun la cap. Bă, și copil, bă, să rupe sufletul în mine, dar să stau să mă distrug eu pentru cineva. Salut, Gabriel. Să stau să mă distrug eu pentru cineva. Viața mea e prioritate, punct și la obiect. De până la vârsta de 25 de ani avem 3 copii și acum la 50 de ani sunt bunic din partea fiecărui copil. Dumnezeu, și acum mă plimb și îmi fac viața frumos. Foarte bine, Cristi, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, să fii iubit de Dumnezeu și să ai o viață cât mai fericită, asta îți doresc.
Foarte bine, felicitări, să-ți dea, ți-am zis, să-ți dea Dumnezeu încă 200 de ani, să te bucuri de viață de 10 ori mai mult decât până acum. Ce să facem, medici, ce să facem? Ușor, ușor, uite, strângem și noi euro cu euro. Am, dacă am reușit, din păcănele nu reușesc să-mi iau Rolex, din muncă cinstită nu reușesc să-mi iau Rolex. Sii și că poate, cine știe, poate dacă îi face 2 ani de zile live zi de zi, poate să strânge euro cu euro și strâng și 10.000 de euro și îi pun deoparte să-mi iau și eu un Rolex. Asta e golul ăla nenorocit și nesimțit. Lucas, unde să mă uit? Eu uite că mai aștept să suni. Mamă, Bristane, m-ai luat așa. Bă, încă nu suntem hotărâți, stai așa o leacă, Bristane. Doamne ajută, Cristi, la toată lumea. Bristane, deocamdată lasă-mă, până să te anunț trebuie să mai discut cu femeia puțin tel. Mamă, Iuliane, asta e... Pă, bune jur, mare vorbă. 4 milioane, bun, uite că se dusese în 60, acum m-a ridicat puțin în 70, e în regulă. Băieți, nu uitați cei care sunteți din afara României, dacă vreți să vă jucați la Țăcănele Casino Fai. Vedeți că aveți o grămadă de bonusuri cu sau fără depunere. Se dublează prețul la Rolex. Mamă, Livile, nu mai zice și mie, tată, nu mai zice, nu vezi că abia... Na, abia strâng bani de o mașină, de una alta, da, să-mi iau Rolex. Da, o să-mi iau, mă, o să-mi iau, că sunt băiat ambițios, mă. Sunt băiat ambițios, să mor dacă vă mi jur, dar nu o să strâng leu cu leu și o să pun acolo să-mi iau Rolex. Să mor dacă te mi jur. Bristane, lasă-mă, că sunt și eu cu alte probleme, tată, sunt și eu cu alte probleme, crede-mă, nu îmi stă capul la... La multe lucruri. Mie și mie greu, gândește-te, am multe pe cap, am multe lucruri pe suflet. Și se vede că e jucător de sală la cât de greu schimb jocul. Să vezi cât de greu schimb aparatul. Edi, nu știu, mai întâi hai să strâng eu banii ăștia de Rolex. Doamne ajută să strâng eu bani de Rolex și după aia văd eu ce mai mi-ai dori, dar deocamdată un Rolex mi-aș dori. Ia uite, pe live-ul din seara asta faci bani de Rolex. Michael, ascultă-mă ce zic, aseară sunt gaură aproape 1000, de sâmbătă sunt gaură 2000 jumate de la poker, ăsta ți le spun doar așa, păsărite doar în ultimele câteva zile. Mario, i-am dat și roșie și neagră și movă și... De toate. Am eu un Rolex la niciun la manet întrebuit. Contractul să cumpere. Mamă, Iuliane. Hai mă, că mă gândeam aici, eram în dubii dacă să duce în 3 sau 4 negre, dar niciodată nu mă așteptam să fie roșii acolo. Fâgă-mă de aparat nenorocit. Mersi frumos, Marise, mersi, apreciez. Așa mi-a zis și mie nașul, că îmi dă Rolex-ul lui. Și am zis, nu, vreau să-mi iau și eu Rolex-ul meu. Și mi-a zis nașul, hai finule, gata, uite, îți dau bani să-ți iei Rolex. Și am zis, nu mă, nașul, nu e chiar așa. Îmi doresc așa să strâng eu cu țărâita. Asta zic și eu, Iuliane, asta zic și eu, fiecare să descurcă cum poate. Ia uite. Așa, așa, ce să fac, Alex? Uite la o țăcăne, tu ce zici că faci? Că le știu ceva despre ATV-uri, să-mi face și mie o recomandare. Bă, singurul care știu că a avut ATV și ăsta a fost Șarpe. Foarte bine, Cristi, ți-am zis să dea Dumnezeu încă pe atâta și să fii sănătos și cum, așa am și eu o vorbă. Cine a făcut bani mai face, că intră foarte mulți oameni pe aici care zic... Vai, domne, că faci, că să dea Dumnezeu să pierzi, așa, să-ți ajute și toate astea. Și mereu le zic vorba asta. Cine face bani, mai face. Sau cine a făcut bani, mai face. Te pup, Cosi, te pup, salutări.
Doar să nu bagi bani. Păi nu, Raule, nu, toți banii pe care îi strâng acolo în pușculița ei pun deoparte, tată, îi pun deoparte. Și 3 ani de live-uri zi de zi, dacă ar mai fi să mai fac, tot strâng bani să-mi iau Rolex. Omnitrixul lui Bente. Adevărat. Bă, de asta chiar nu mai vrei. Ia mai să-i dau, să-i dau până la 5.000 niște mâini pe 50 de lei, poate, poate. O să mă duc după aia, Ricardo, la 40 burning, frățioare. 2000. Ce-o dat să bag banii în casă, dar nu puteam. Gabriele, te pup, nu știu din ce țară bă, te joci tu, frățioare, să spun. Bă, bun, hai că și-a prevenit. Una, două și trei. Hai, mă, nu mai marde. Bă, ce-am crezut că aici l-am dus în dublaj de 10 bețe. Fugă, mă. Bun, trei șeptari. Germania, în Germania nu cred că ai GT-uri, frățioare, de asta zic. Sport așa pe... Așa, așa. Da, merge și în Franța. E destinat pentru cazinourile din afara României. Adică fiecare intră și în funcție de ce IP detectează cazinoul ăla, îi dă recomandări de cazinouri de la el din țară. Sau... Bă! Bă, bună asta! 25 de milioane! 25 de milioane, bună asta, la 1000 am ieșit de la el. Te pun, mersi. Edi, probabil că o să luăm și la Dog. Bă! Aici am permitat să dau într-un dublaj de 6 bețe. Bă, acum mi-e și ciudă să-l schimb, că parcă ar da. Roșie, casă. Și un Rolex replică 1 la 1. Real n-am bani. Eu să știi că am avut și eu așa un... O mică chestie de asta, să-mi iau un fake, da. Și am zis, bă, aș da 500-1000 de euro pe replică, de-aia un fake de la 1 la 1 perfect. Aș da, dar după aia m-am gândit, bă, dacă stau să-mi cumpăr primul fake, după aia o să mă obișnuiesc cu gândul ăsta, că pot să treci și cu fake-uri. Și după aia nu mai sunt motivat să muncesc și să lupt, să îmi iau pe puterea mea, pe talentul meu. Și am zis, nu, aștept, muncesc și o să-mi cumpăr. Mersi frumos, Andrei, doamnește la toată lumea. Alex, să știe, tată, să știe. Guys, cei care vreți să jucați la cazinourile din România, aici pe Shells Casino, ticule. Uite, aici vedeți că aveți sute de rotiri gratuite. Uite acum, Denis, uite acum schimb joc. Uite aici viețile mele. Dacă vreți să vă jucați la cazinourile din România... Link-ul pe care vi l-am dat eu și vedeți că aici la cazinoul la care mă joc eu, stați așa, era mai sus. Uite, aveți aici, fără depunere, 444 de rotiri gratuite la Shiny Crown, cod 444 Crown. Vedeți că aveți cod, uite aici la betanul la cazinoul la care mă joc eu, uitați aici e oferta. Apăsați pe butonul profită, băgați codul ăsta, vă faceți cont, băgați codul și aveți rotirile gratuite, dar le aveți după validarea contului. Nu-l schimba, ba da, o să-l schimb. Salut Ionuț, sunt în regulă, nu mă plâng, mersi frumos. Cu 500-1000, maxim 300 pe el. Bă, nu știu, Gio, ești nebun la cap, mi-aș lua gen 1 de la 1 la 1, copie fidelă. Și uite, iar e chestia asta, că tot așa cu fake-urile cu astea. Uite, m-am uitat la podcast-ul ăla alu Morar, chit că nu sunt fan Mihai Morar. M-am uitat la podcastul cu Năstase. Bă, dacă Năstase a putut să-și ia o replică de hublot. Bă, eu zici că sunt peste Năstase, asta zic. Bă, și Năstase, mare campion și toate nebunile astea.
Cum pot juca cu balanța în euro? Sunt în Germania. Păi nu prea prost, frățiorul meu. Nu prea poți. Păi da, știu că am zis că la 1000, dar na. Să scot 800 de euro. Aline, măcar dacă ai scos e bine, tata, e bine că ai scos, na. Da, știu că am zis la, dar schimb, am zis că nu erau ceptari acolo. Netrebnici. Fugă-mă. Hai, mă, puteai să mai pui un șeptăresc acolo. Bună, Leti! Bună, te pup, să rămână. Ce faci, sora noastră? Păi, na, eu nu-ți recomand, Iulian, să te joci la cazinourile din România dacă ești în Germania. Joacă-te și tu pe cazinouri de acolo, de la tine, din țară. 40 burning. Fiți atenți, ne jucăm 40 burning, dar ne jucăm astea pe 6 role, nu mă întrebați de ce. Te pup, băune, te pup, mersi frumos, să rămână. Răzvi, gândește-te, am 29 de ani și am în jur de 18 ani dacă mă joc la aparate. Fă tu așa un calcul. Salut, Cosmin, salut. Ah, ia uite, șeptarie, cât de bine s-aruncau. Uite, noroc că am căutat ceva. Nu vedeam că ești live. Da, știu, Leti, știu că YouTube-ul ăsta mă omoară, mă îngenunchează, dar n-am ce să-i fac. Sunt, știi cum zic, sunt dependent de el. Iulian, uite, am zis mai devreme, frățioare, am zis mai devreme, fii atent, intri așa pe Google și scrii casinofai.com. Și uite aici, pe casinofai.com. Păune, te pup frumos, mersi frumos de 10 membri, ia uite. Uite acolo, Eiju, Edi, Ștefan, Alexandru, uite-l pe Marius care stă pe șuștache, pe live-uri. Așa, Ciprian, clandestin, mersi frumos de membri, păune, te pup să rămână. Ce joc pe 6 role. Vezi, băi, Tavi, că e mișto rău de tot. Tu, Cristi, nimic, Sanchi. Dar chiar, Cristi, de ce nu intri pe contul tău de naibot? Și ca să nu te aruncăm atât pe astea. Te pup, Laur, te pup, salutări cu tot respectul. Nu, Mario, lasă-l așa, șefule, lasă-l așa, că e bine și miza de 40. Băi, frate, tu joci gratis sau... Cosmine, o parte din bani sunt ai mei, o parte din bani primiți după la cazinouri, frățioare. Am și eu deal-uri cum pot și mă descurc și eu cum pot. Dacă îți place, dă-mi și vrei să te uiți la mine, bine, dacă nu, îmi cer scuze și o seară frumoasă. Roșie, roșie, neagră. Și de fiecare dată când... Când intru pe live-uri, în mare parte am bonusuri de la cazinouri. Adică primesc bonusuri, adică depinde. Depun și eu o parte din bani, 10, 20, 30 de milioane depun și eu. Mai primesc după live și tot așa. Dacă ieși aici linie de șeptare, mă las de joc. Că-s bine, vezi că la primul joc pe online care mi-a făcut banii ăsta a fost. Doar așa țin să te anunț. Din cauza jocului ăstuia, eu sunt acum pe online. Măcar tu... Aline, nu mă interesează ce fac alții, frățiorul meu. Eu mă joc cum știu eu, fac ce știu eu și alte lucruri. Laure, să-i dea Dumnezeu să scoată 100.000 de miliarde. Edi, aici nu prea pot să vorbesc, că aici... Vă spun eu, când e vorba să vă spun de rulaje, vi le spun eu. ANDK, mersi frumos, dă subscribe. Da, Leti, păi asta zic și eu, guys, 230 de oameni frumos și eu zic că putem să mai ridicăm butoanele alea de like. Păi și când câștigi, nu, Costi, nu, când câștig sau când am câștiguri, gen eu pe baza, în baza bonusurilor pe care le primesc am rulaje. De exemplu, nu știu, primesc 70 de milioane din partea unui casino, am rulaj 20x, trebuie să rulez 1 miliard, 1 miliard 400 sau cât vine.
Eu dacă nu fac rulajul ăsta, nu pot să scot banii. Ca la orice bonus normal. Răzvan merge și la coroane. Deci toate cash-out-urile... Mamă, ce bun era un șeptar pe prima. Ce bun era un șeptar pe prima. Deci, toți banii pe care eu îi scos sunt 100% ai mei, nu dau nicio parte la niciun casino. Nu lucrez pe comisioane, pe alte cele. Retragerile sunt 100% ale mele după îndeplinirea bonusurilor. Hai mă, i-am dat neagră, n-a ținut-o, i-am mai dat o carte. Ce rablă sunt. Bun, ăștia 17 milioane. Te pup, băi, rapidistule, te pup. Și vin în țară, simt că mă... Dă-mi un sfat. Dar se ce să zic, tată, ce să zic. Rămâi concentrat pe ce faci. Ai, mai un pic și vii aici. Miu, citește. Iartă-mă pe une, iartă-mă, n-am văzut. Am intrat banii de la Super, ai zis, așa, așa. Încă 10.000 membri la 200. Guys, s-au zis că dacă mai facem, încă 52 de like-uri, mai dă pe un încă 10 membri. Fiți atenți și care aveți membru, când facem giveaway-uri și alea aveți șansă dublă să câștigați. Eu zic că mai bine vaxați să facem like-urile alea, că poate aveți noroc, primiți membru și după aia vineri când o să avem giveaway de 100 de euro, aveți șansă dublă. Deci eu zic să dați pe butonul ăla de like. Pe lângă asta, apăsați pe butoanele de like, share și subscribe. Sunt cele mai importante, iar plus minus butonul de clopoțel după canal. Deci sunt cele mai importante butoane cu șeptaria. Salut, Laurențiu, salut. În da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Eu te miau, miau. Ia-ți, frate, ia-ți ce vrei tu. Dacă n-ai time, hai mă, Cristi, că nu ți-am dat time, adică când am avut giveaway-ul ăla ai putut să te înscrii, nu mai fi scârbos. Că mai ia capul cu tine, jur. Știi foarte bine că am tras de giveaway-ul ăla să-l fac când n-ai participat și tu și Tavi. Că erați pe chat. Nu mai fi bagabond. Nu mai fi bulangiu. Eu te membri de partid. Da, tata, da, dacă avem susținere mă bag și în parlament. Te pup, Ștefane, te pup. Mersi frumos, să fii iubit viața mea. Ghiță, le luăm pe rânticule pe toate. 20, nu, o să mă joc la 40 de Nemos. Mi-mi place 40, super. Salut, Ionu, salut. Ionu, o să mă joc și la Dice. Te pup, Rareș, cu tot respectul. După asta vreau să încerc la coroane. Nici măcar online. Mă, e lege complicată pe acolo, Daniel. Neagră. Nu câștigă nimic. Rapid distrug. N-ai ce să-i faci, ticule. N-ai ce să-i faci. Hai, mă! Când îi dau una cu una, o schimbă pe două, când... Miulete și văd... Certându-te cu șoșoacă. Păi nici nu mai e șoșoacă, acum e... Diana Jovanović. Uite-l pe Păun cu încă un membru. Mersi frumos, Păune. Să vedem, Ștefane. Și a mai zis cineva acolo când o să... Oh, wow, bă, vezi că asta e bună. 20-30 de milioane, cât e? 20-25 30 40 50 58 de milioane, vezi că e casă rău, dar tot ești nebun la cap, nu că vreau să zic. Te pup, mersi frumos, da mă, da, asta e jocul meu preferat. Hai, să vină șeptarii. E greu, rare, și e greu, gândește-te, mă joc de 15 ani de zile și n-am luat training de șeptarii, nebun la cap, nu mai am așteptări viața mea deloc. Edi, da, fiecare seară de la ora 11. Bă, la 100 de milioane ies și mă duc la coroane. Șmecherii food, fraierii comentează.
3, bag în casă. Mai sunt 6 mâini. Salutări, Andreea, salut, salut. Te pup. 1400 retragi cu 60 de lei. Vezi, pune că ești casă, ești nebun la cap. Alex, vezi, ești nebun la cap. Ești nebun la cap, 58 de milioane, sunt 58 de milioane. 58... da, 58, stai că mă... Bagă în casă, mă, ia bagă în casă. Că mai am 10 mâini, 9, 8... Ionuțule, intră pe live-ul de ieri, intră pe live-ul de alarteri, intră pe ultimele live-uri și vezi acolo, frățioare, nu mai... Probabil tu vezi clipurile pe care eu le pun cu câștiguri, dar vezi că câștigul ăla pe care le-am seară de seară ca să scop banii trebuie să-i rulez. Și vezi că nu de fiecare dată ies pe profit la ele. Așa că stai fără griji, frățiorul meu, să-ți dea Dumnezeu ție toate pierderile mele. Atât îți doresc și crede-mă că ești un om realizat. Salut, Mari! Ați am aflat... mie să stai 8 ore la muncă. Păi și cum e, Letie? De mine sau de rău? Eu la arte am scos din 50 de lei 2300 pe betanul. Foarte bine, Rareș. Felicitări, bravo ție. Eu nu, o să mă joc și la zaruri, dar mai întâi am promis oamenilor coroane și mă țin de cuvânt. 47 tai. Ia-te-mă așa o leacă pe 50 de lei să vedem cum se comportă. O să fie băgați cândva. Ce panaramă ești, păune, ce panaramă ești. Că plec acasă. Bun. 4 milioane sunt. Ai, mă, linie de plânțopei ordinari. Mersi frumos, Ionuț, mersi frumos. Uite, după ăsta mergem la DICE. Vă promit că după jocul ăsta mergem la DICE. Dar haide să facem și noi, voi, fraților, pe bune, 264 de oameni frumoși, haide să facem și noi 200 de like-uri, pe bune, jur, să mor eu. Ce să fac, băițicule, nu te văd că n-ai membru, tu ce zici că faci? Mamă, deci m-ai omorât Vali cu Zeus versus Hades la viața mea, mai rup pe genunche să mor dacă te mint, jur. Cosmine, lasă-l ușor, tată, lasă-l ușor, vezi că 50 de lei e miză bună. Că ține minunea. Te pup, băi, Cerică, te pup, băi, viața mea, te pup, frățiorul meu, te pup, ce faci? Ce faci, fratele meu? Fratele mele, meleu? Nebunul meu. Am trecut astăzi pe la... Vezi că suntem live family friendly, am zis de fiecare dată când în jur live-ul ăsta dau un paysafe de 25 de lei. Salut, Tiberiu! Dar am ieșit la 1700 luna trecută. A, lasă pe une, lasă că dacă îți dau eu cheltuielile mele din casă, înnebunești. Și nu prea mai pun nimic deoparte, aia e problema, aia e nesimțirea gravă. Ce să fac, Vali? Bă, m-aș juca și eu la el mai mult. Doar că jocul e foarte greu și e foarte volatil. Aia e problema. Iute, că nu ai membru. Lasă-l, bă, Tavi, în pace, lasă-l în pace. N-ai voie, Edi, n-ai voie să faci live-ul pe canele pe TikTok. Lasă, satana, lasă cu peștele și cu capul și cu toate astea. Lasă-mă, viața mea, ești nebun la cap. Stai cu minte. Să te iert că n-am făcut nici azi live. Păi nu vezi, Edi, nu vezi unde facem live, uite, gen, nu știu cum să zic, uite-te sus acolo, în dreapta. Uite-te deasupra chat-ului, în dreapta, și vezi ce zici. Te pup, Neaiacană, te pup, salutări, salut, Butelie. Butelie, vezi că e prima mai devreme membru. Probabil că n-ai văzut. Așa, bă, să se facă like-uri. Letiția, na, nu prea. Un roaring, nu știu ce să zic, Raule, cu roaring-ul ăla. Văd că, pur și simplu, acum shaming-ul ăsta nu e pe plată. Singurul lucru ce pot spune că shaming-ul nu e pe plată. Și am de un an. Ba da, mă, țicule, te văd, ești nebun la cap ce-i. Salut, Andrei.
A, păi ăștia am... Te cred și știu ce zici, dar na. Și la mine Ghiță a rămas jocul sufletului, dar acum am un an și ceva, 2 ani de zile în care încep fiecare live cu Ghiță. Ce dice Panorama ești? Și bun, bai ce aș mai fi pișcat o neagră. Laure, că poate și revine. Uite că poate și revine. Fii atent, uite că mai nu dă el, nu dă el riscuri. Ah, erau bune lămâile alea. Nu dă el atât de multe riscuri, dar parcă ține cât de cât în cărți. Te pup, băi, Dolce, te pup, frate meu, te pup. Domnule, băi, asta zic și eu, tierule, asta zic și eu, oamenii sunt răi, nu vor să dea like. Guys, 22 de like-uri, a zis, bă, încă mai dă membri, haideți să facem și noi like-urile alea, v-am zis, după aia aveți șansă dublă la giveaway-uri, la extrageri, la alte nebunii. Dolce nu te vede, bă, că nu ai membru, bă, ce oameni răi sunteți. Și închid. Cedi, nu te supăra, lasă-i în pace. Nu te supăra, păi sunt și la început, n-au gustul ăsta de influenceri adevărați. Nu, vezi că am și o biful meu cu ei, dar na, n-ai ce să faci, bă, o linie bună asta. Salut, Biță, salut. Guys, hai să apăsăm și noi pe butoanele alea. V-am spus cele mai importante butoane: like, subscribe, share, story și clopoțel pe YouTube. Bă, sunt cele mai importante butoane, să apăsați pe ele. Dacă vreți să fiți pe fiecare live al nostru, când facem giveaway-uri, când avem paysafe-uri, când avem produse, când avem toate nebunile astea, apăsați pe butoanele astea să vă notifice YouTube-ul cum suntem live. Știți foarte bine. Like, share, subscribe, story și clopoțel. Doar eu sunt pup. Păi, Tavi, tu ești cu Barcelona, na... N-am ce să-și cer ție, ești nebun la cap. Eu te dăm membru dacă ești. Eu vorbesc cu tine, bă, că facem de rol. Bă, Cedi, dacă și eu te ard, dacă și eu te ard pe tine, hai, mă, du-te până în căpeci cu ăla. Dacă și eu te ard, să știi, satana, că o să merg pe mâna lui PSG mâine, 3-1. Aș pune scor corect 3-1 PSG. Și cred că o să mă duc să pun câteva milioane bune pe... O să fac câteva bilete. Două roșii. Hai! Mă, două roșii și după aia mergea să ciupesc o neagră. Cedi, dacă și eu te ardeam... Tipic fan real. Na, hai, vorbi tu, satana. Hai, satana, că m-ai plictisit. Hai. Hei, bă, i-am dat bani. Bă, nu vreau să-i dau bani. Bă, voiam să-i dau time 10 minute. Gata. Vezi că ți-am scos banul, satana. Ai bani 10 minute. Eu am câștigat la giveaway că m-a dormit în seara aia. Neiacana. Na, nu prea n-am mai găsit și toate astea. Nu știu ce te-am trecut acolo, adică nu știu ce, nu știu, tricou, ceva tricou sau pernă, mi se pare că a mai rămas ceva de genul. Săptămâna trecută, 2-3, n-am fost pe bilet despre Pedri, n-am nicio părere. Raule, și eu zic la fel, Dar aș pune felul următor, un 3-1. 3-1 pentru... 3-1 pentru PSG și 1-0 la Atletico. 1-0-2-0. Nu știu de ce am eu treaba asta în cap. Orice am câștigat...
Dacă vrei, Neacana, dacă vrei, uite, putem să donăm ceva la... Eu știu, la ceva, la un puștan aici după canal. Sau pot să vorbesc cu Vasi să-i trimit premiu, să-i dăm lui Biric un tricou. Mă, ce din mă, și la jocul ăsta, dar n-am ce să fac oricum la 6000 acum l-am schimbat. Că să mișcă prost rău de tot la coroane. Și am zis că mă duc la Dice pe 10 lei. Dice în rol pe 10 lei și îl las auto. Pune PSG și Atletico pe final, zic. Nu știu ce să zic. Nu știu. Îl las așa pe 10 lei pe automat. Da, ce dică pe bune. Bășuțule, nu-i frumos? Ce s-a întâmplat acolo? Eu sunt puștana, e, Pavel. Cum vrei tu. Ia stai așa, Olecă, că sunt pe Vasi. Ia stai așa, uite că acum, de față cu tine, dacă zici că vrei să donezi premiu, bă, bune, două linii de pepe. Stai așa, Olecă, că sunt pe Vasi acum. Unde e Vasi? Hai, mă, cu zarul ăla. Bă, sper să nu-l deranjez pe Vasi. Nu-mi răspunde Vasi al meu. Mă, sună-l înapoi. Băi, viețile mele. Băi, viețile mele, uitați, stați așa să vă arăt pe, să vă arăt pe oața, mâncava și gura voastră. Ia vedeți viețile mele cât de bine arată lasagna asta, să moară 12 vecini de vămin zău. Mamă, seara asta, guys, te pup cu Coja, te pup, salutări. Am vrut TFT-ul ăla, bă, iute, 2 loc 1. Foarte bine, Bălane, foarte bine, ești rege, viața mea, ești rege. Da, mă, da, Cedi, uite, promit că o să iau și la Hoarder, pentru tine special. Stai așa, unde e? Domnul Șoru pe 1. Uite-l pe Șuțu. Miule, te gândi la un bilet în seara asta? Liviule, să știi că da, uite, fix acum gândeam un bilet. Stai așa, oleacă. Gândeam un bilet, stai să mă uit puțin la lucrurile astea, că... Bă, să fiu sincer, aș pune pe Andreea să facă un live mâine și o să stau să fac câteva bilete și să facem câteva bilete. Nu știu ce să fac. Ia. Stați așa, oleacă. Te pup, Alex, te pup. Salutări, Andrei, cu tot respectul la toată lumea. Stați așa să-i dau un mesaj. Iubire, faci live mâine? Ai chef de joacă. Mă, Varete, acum na, ești nebun la cap. Sunt sferturi sau ce sunt astea? Sferturi optimi. E nebun la cap, sunt și eu fiert. Barcelona câștigă tot, o să face egal. Du-te, bă, David, aici, lasă-mă, du-te în sărăcie. Să mă scuip, uite, te scuip acum. Hai, time 10 minute, hai, ieși, că nu vreau să te văd. Hai, 10 minute, eliberează loc. Hai, lasă-mă cu să mă scuip, să te lasă-mă, Elena. Alberto, uite, la asta mă gândesc și eu cu Bayern, ăla din ce cauză? Pă la Andrei, mă, omul la care mă uit foarte mult și chiar zice niște lucruri corecte. Stă să mă uit. Istoricul meu. Stați două secunde. Două secundele. Nu e de astăzi.
n-am apucat să-i văd, să-i văd emisiunea asta, că scoate emisiune fiecare luni și, și joi. Time singur. Ce zici acolo pe une? A, te referi? Guys, încă un like să facem 200. Uite, stați așa să vă dau, să vă dau și vouă. Știți că nu sunt, știți că nu sunt fan Mihai Morar, un podcast foarte bun. Deci mâine o să mă duc la filmul lui Năstase. Deci unul la mână ăsta și doi la mână ăsta, ora de fotbal cu Andrei Niculescu, parcă Niculescu îl cheamă. Uite, și aici. Și aici. Deci uitați-vă la astea două, o să ascult pe ce a zis omul ăsta și în funcție de ce zice omul ăsta, merg pe mâna lui să pun la pariuri, deci 100%. În funcție de ce zice omul ăsta, eu merg pe mâna lui 100%. Are numai chestii bune de spus despre sport, știi omul ce zice. Păi cum, mă, ce din a făcut promo la podcastul nostru, ești nebun la cap? N-am făcut reacție aici direct pe live, l-am ascultat, am dat link, toate nebunile. Ce ai? Ce panoramă și tu? Nu mai fi panoramă ordinară. Gata, tata, 110 like-uri, mersi frumos, vă pup, vă iubesc. Deci intrați și voi acolo, lăsați un like, un subscribe. Puteți să lăsați și în comentarii, vin de la Shell. E în regulă. Din 2015, care m-am mutat în orașul Liverpool. Da, cum vă ziceam. Uite-l pe una nostru, Japa, sări cu 10 membri, ia uite. Coja, Nea, Iacana, Marius, Răileanu, Flaviu, așa, Beniamin, Deian, Pufarinu și Mihai. Mersi frumos, băi, tată, mersi frumos pe une, mersi frumos încă o dată de membri. Raul, uite aici. Uite, ăsta este, bă, după care mă iau eu când vine vorba de meciuri. Și aici au un podcast foarte interesant, foarte interesant cu... era să zic cu Țiria, cu Ilie Năstase. Ia. Cinema City. Și încă o dată vă zic, stați așa. Unde e Pitești? Astăzi marți. Uitați aici, Pitești astăzi marți, documentarul Nasti. Vă spun din tot sufletul, duceți-vă. Viața lui Ilie Năstase, o viață foarte frumoasă, vă recomand filmul. Cred că chiar acum o să fac rezervare la bilete. Adrian, nu te fii atent. Salut, Tiberiu. Salut, membru. Uite de aici, frățiorul meu. Uite de aici, poți să-ți iei. Uite, cred că o să-mi iau chiar acum bilete. Pasul următor. Chiar acum cumpăr bilete pe bune. Jur să mor dacă vă mint. Jur. Și te n-o să luăm... Shitan, cred că am zis bine. Shetan. Nu știu, Belule o să merge și pe la Dockhouse, o să o luăm ușor, ușor pe la toate. Uite, Adriane, uite, și de acolo, pe link-ul ăla, ți-ai membru, frățiorul meu. Merge un 40, rare și o să meargă un 40, super, la Burning m-am jucat. Salut, Alex, salut. La alea m-am jucat. Alex, ia stați așa că mă sună. Ce faci, Vasi? Te pup. Uite ce se fac, de afară. A, iartă-mă că te-am deranjat. Ia fii atent. Fii atent, am și o chestie cu tine, că știu că mi-ai zis tu. Fii atent, e un băiat la noi pe chat care vrea să-și doneze premiu. Și uite, vreau să te întreb, vrei să-ți trimit ție tricou să-i dai lui Birică? Și așa ai zis că vrei să-i faci un cadou. Îți trimit acolo un tricou, o brichetă, o un alta, tot premiul băiatului îl donăm lui Biric. La Biric la service,
Bine, Vasi, atunci așa facem. Nu, mă, nu, ai zis că vrei să-i faci cadou omului ceva, să-i dai și lui ceva? Bine, Vasi, atunci, bine, atunci ține legătura. Te pup, te pup, mersi, pa, 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 pa. Neaiacana, uite, tată, uite, dacă ai zis că vrei să donezi premiul tău, uite, am vorbit cu Vasi și îi dăm unui om care, bă, omul i-a amărât. Na. Zero, mersi frumos de subscribe. Gen, omul e mai amărât, a fost aici pe canal, pe la noi, am avut niște mici divergențe cu el, ne-am jurat, ne-alea, acum ne-am împrietenit și a zis Vasi că să-i facem cadou, ceva frumos. Viața lui Lenăsas este o telenovelă, Țiliac este un roman, care este cel mai bun? Na, n-avem cum să spunem care e mai bun dintre ei doi. Nu, exclus, sunt doi mari foști campioni care ar trebui... Nu știu, ar trebui să fie mult, mult mai recunoscut, nu știu, ar trebui mult mai... Nu știu cum să vă zic, e urât, e urât că nu ne respectăm mai mult și nu ne iubim mai mult campionii. Da, Neaiacana, da, am zis clar, uite, omul ăsta chiar se bucură că mereu... Gen, eu i-am mai trimis acolo 20-50 de lei și toate astea. Să-mi arunc și mie în privat... Biletul să pun și eu. Bă, Cedi, când o să fac bilet, dacă vrei, dă pariuri și astea. Dacă te referi la bilet, na. Hai, mă, uite, fiți atenți! Fiți atenți, fiți atenți! Ia, stați așa, că o sun pe Andreea. Stați așa, ia, stați așa, o leacă. Vrea, mă, cineva să vină cu noi la film? E cineva de aici, din Mioveni Pitești, care vor să vină mâine la ce oră? La... Stați că nu mai știu la ce oră e. Bă, cum mă, eu cumpăr biletele. Vrea mâine cineva la 7:30 din chat să vină cu noi la film? Iată, merge încă 10? E greu, pe une e greu să facem atâtea like-uri. Bă, văd că ăsta se duce pe gherlă. Hoarder. Hoarder. Dă-i să dăm un hoarder. Fine, dacă plătești tu drum. Nu că tu faci urât la film dacă vorbește careva. Hai, mă, Cedi, nu mai fi panaramă și tu nu mai mă da de gol să mor dacă te mit. Hai la cinema. Aia, ce ai, tată? Vin la București la cinema. Da. Vrea cineva să vină la film? Vă plătesc eu filmul. Vreți? Vă dau, uite, giveaway, eu. Na. Eu te știi cineva de unde pot să... Nu știu, șuțule, nu știu, tata, nu știu. Meu, la muncă vin și eu. De unde, băi, Crisi, de unde mâncați și talentul tău? Care este diferența? Maria, na. Să fac diferența. Oamenii ăștia sunt colosali. Ce vrei, bă, Cedi, ce vrei? Dacă m-au enervat, n-ai ce să faci. Eu să mor eu. Chiar m-am enervat pe bune. Erau bine, erau nesimțiți rău. De tot aia era problema. Că nu știu, după telefon, help. Dolce, uite așa, membru. Uite așa viața mea, uite așa. Sunt din Ploiești. Ce dracu, pe une e un milion drumul din Ploiești până aici. Vreți, mă, să mergem la film? Ce culme din ziua de astăzi, că mă nebunit. Cu farinule, na, aia ține. Na. Că plătești. Așa vin eu. Bă, Cedi, bă, lasă-mă să mai vorbim și cu oamenii, mă. Vrei, mă, că-ți plătesc eu. Eu te pun ei din Ploiești. 10 membri, miu, 10, bă... 10 membri. Stai că n-am înțeles-o pe aia, pe mine, să mă rog. Jur. Bă, s-a făcut banii înapoi, îi mai dau o specială.
De ce, Alexandrule? De ce? Ia fă-mă și pe mine, fă-mă să... Fă-mă să înțeleg. Poate sunt eu prost, poate sunt eu retardat. Ia uite, încă o dată instinctul de turmă vorbește în neștiință pe, în România. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios ce influențez sau ce spun cu instinctul ăsta de turmă. Mă, chiar mă simt prost. La ce a zis omul ăsta? Și uite, 1 milion sunt 10 membri. Nu știu bă ce din mie, nu-mi place de joculare. Mi se pare o mizerie ordinară, mi se pare un jeg. Denis, nu prea-mi place ăla, jur, răzvan și cu Denis, nu prea-mi place ăla. Să mor eu dacă veneați cu alt joc. O să merge și la Doha, o să merge, merge. Toată lumea dă cu hate în copilaia, dar nimeni nu-și pune pe un semn de întrebare pe respectivul lor. A, nu, pufarinule, nu, punct. Eu am zis mai devreme, ticule, eu am zis mai devreme. Nu e, mă, nu, eu v-am zis clar. Mie trendul ăsta în care toată lumea o jignește. M-am șcat Cosmina mai devreme la coroane. Trendul ăsta în care toată lumea o face pe fata aia și erpoică, curvă și în toate felurile astea e o foarte mare prostie și asta e mentalitatea românilor. Adică românii empatizează cu victimele. Punct și la obiect. Deci toți oamenii empatizează cu victima și cu condițiile în care gen victima e vinovată. Bă, n-am nimic, vorbea Dumnezeu să-l ierte pe băiat, n-am nicio treabă și asta, dar v-am zis, fata aia n-are nicio vină. Și dacă era să-l înșele, nu trebuia să facă asta, pur și simplu, pun și la obiect, n-ai cum. Nu, să fac lucruri de-astea. A, da, cu asta, cu instinctul, da. Eu am zis clar, eu nu sunt de acord cu ce, cu ce s-a, să mă cac în jocul tău, Cedi. Uite, de vină e mortul, asta am zis și eu. Și v-am mai zis și cum v-am mai zis mai devreme. Doamne ferește, dacă intra în cineva care mergea regulamentar, dacă era o familie, de exemplu, nu știu, era un Logan, o Solență, o Skoda sau, nu știu, un Golf, ceva. Și intra într-o familie cu, eu știu, unul, doi copii și îi făcea pe toți aia acordeon. Și murea o familie întreagă din cauza lui. Ești nebun la cap. Nu poți să zici pufarinule lucrurile astea, era diferența aia de 14-15 ani până la 16-17-18-19, nu mă interesează. Da, pe asta zic și eu, nu e, cum le-am mai zis multora. Și am avut un citat, am avut un program cu băieții ăștia în care le-am explicat. Drumurile din România nu te fac șofer. Drumurile din România nu sunt sigure. Dolce, stai tata acasă, stai... Da, Cedi, da! Mă cac în jocul tău, nu vezi că e mort? E cazan, e opărit, e lemn. Pă bune, Tavi, pă bune, jur, nu iar subiectul ăsta, să mor eu. Mare dreptate. Da, deși ne vrea să dea live-ul înapoi. 700 de milioane, bă, mi-au luat X6, parcă subului mai solite, protejează. Păi Alexandrule, asta zic și eu, urmează să-mi iau, să-mi iau Volvo, CX90, sau X90, nu, CX90. Da, Alexandrule, o Panara, o mizerie nenorocită de joc. N-avea 13 ani, avea 16 ani. A, 20, nu știu, în fine, oricum, nu mă interesează. Bă, am vorbit mai devreme că era un joc, nu. Nu-i vina, fete. Dar n-ai cum, Ionuțele, n-ai cum, ești nebun la cap. Trebuie să îl acuzăm pentru că și-a distrus familia, asta e. Ce trebuie să înțeleagă oamenii. Mamă, șuțule, cu Morgana ta. Vin spătărarul, nu știu dacă o să-l vând sau nu. Ia vezi că merge să cumperi bonus la asta. Ia de mă, 7 milioane jumate.
Ia vezi, mă, că s-au șmecherit și ăștia. Ia vezi, mă, că este un fel de... E un fel de ăla de... Rise of Giza. Și ajung la un GLS. No, exclus, exclus. Nu știu dacă o să-l dau sau nu, că nu m-am gândit. Dacă-l țin așa de amuzamentul meu, de fanul meu. Nu știu, Lixer, nu știu, nu mă interesează, nu mai vreau să mai discut, nu mai vreau să mai vorbesc. Era să nu de ce dicei. Și? Start. Bă, nu știu dacă o să-l păstre sau nu. Pe mine mă interesează, bă... Uite, să câștige FCSB campionatul. Bă, Doamne ajută. Bine ai revenit, băi, Dolce. Sau nu? Vezi că nu ți-a luat membru Dolce. Plus, jumate. Ai, mă, fugă, mă. Bă, dar mizerie asta. Până la toți ne alegem soartă. Ionuțule, noi ca oameni avem dreptul la liberul arbitru, înțelegi tu? Tot ce-ți faci cu mâna ta e lucru manual și ți-asumi. Salut, Driluță, salut, salut, ha! Ha, mă, trebuie să-mi dai trigger-ul ca să mă ții și pe mine în bani! Du-te-n gâtul, măti. Lasă, băi, Dolce, că ți-ai când o să vii pe PC, stai fără griji, mersi frumos, te pup, apreciez din tot sufletul. Da, am uitat. Nu, iubire, nu-ți dau sim, dar te cred, viața mea, te cred că faci și ciorbă, faci și faci și lasagna. Oricum, lasagna aia arată genial, le-am arătat-o mai devreme băieților. Ești cea mai minunată iubită din lume. Sus. Bă, dar chiar nu vreau să dea retrigger-ul ăsta odată. Taci, mă, lasă-mă, Dolce, nu mai fi panaramă. Salut, Cornele, salut, salut. Panara, jur, copa, poate panaramă, ne panaramă, poate... Bă, uite-mă, cel mai mult ură să spună două pe primele rânduri și după aia clanță. Panaramă, ne panaramă, dar poate aruncă și el ceva frumos, eu știu. Nu mai las puțin la cuptor și ai, mamă, iubire, abia aștept, jur, să mănânc lasagna de aia. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România, chiar dacă ești moldoven, ardelean. Jumate! Vreau mă să dea. Păi Andrei, mă joc la EGT, frățioare, mă joc la EGT, ăsta e EGT. Eu te termită mică, cu tine nu vorbesc. Olimpic, Benjamin, la ce te referi, frățioare, cu Olimpic? Ia vezi, mă, că am prins retrigger. Hau! Hau! Tony Montana! Hau! Linie de femei! Și nimic? Și-o dă sus! A plecat balanța cu jocul ăsta. Faci el, mă, ceva bani, dar asta nu face că sunteți voi pesimiști. Și sus. Uite-l pe Dolce cu membru. Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Bă, dar chiar nu vrea, mă, de nicio culoare. Trebuie să-l prind iară.
Ce dracu are pe el? Dolce, păi n-ai apărut aici că ți-ai luat membru să mor dacă te minj. Zici că are satane pe el. Deci mai întâi ți apare că ai membru și după aia îmi dă mie notificare. Sau cum vine asta? Că nu înțeleg. Bă, jur, cu Retrigger 12 milioane, aproape 11 milioane jumate, mi se pare puțin rău de tot. Să muertos de vămin, dar nu mi se pare puțin rău de tot. Pe 7,50 lei, chiar mi se pare puțin rău de tot. Uite, m-a apărut Dolce și în chat-ul meu. Te pup, păunașule. Bă, 7 milioane, asta și-a făcut banii aproape înapoi. L-am luat după și ei. Să știi, pe bun. Dolce, fii mă sincer, ai plătit membrul ăla sau m-ai lăchit? Mi-ai dat țeapă. Zi să mor, Ionadă, te mint. Am prins aseară 500x la Ghis în jocul de bază pe... Și mi-a legat doar... Mamă, ți-a legat 2 euro por 500 pe 1000 de euro. Hai mă, sus! Jos! Satane. 1 milioane, 1 milion pe plus, bun și ăștia. Salut, botule, salut, salut. Dă ceva frumos. L-am luat din bârg, l-ai luat la băiatul ăla cu roata și ia pața! Joc luat de pe temu să moară Magdalena. Grasurile, suntem pe chat aici. L-a luat, eu te l-a luat pe datorie. Nu știu ce să zic, Dolce, nu știu ce să zic. Băieți ăștia cred că zic că l-au luat pe Pau Caiet. Ce displace la Zania. Eu te-am luat membru din Turcia cu preț de 0,99 dirhani. Mamă. Ei, kidule, îți dai seama că nu era nici el prost așa de azi de jumate. Ia că nu-i mai zic nimic, mă, ce dă, ce dă. Mama, asta direct țeapa lui, ce să mai. Dar poate îi dau două cărți și fac banii înapoi, ia. Salut, Alberto, salut, salut. Roși. Sau... Mai bine să te-am în banca mea. Și-am scos 500. Foarte bine, grasule, felicitări. Am făcut o tavă plină, salut, Duțule, salut, salut. Și la mine, bă, cere 5 euro pentru mine. Auzi, manevră, păi ce să facem, pufarinule, tu ești în străinătate, ai bani. Dar, na. Îl iau cu VPN de Brazilia. Luați cu pesos din Argentina. Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Bă, și-am zis că dacă încolo, dacă îmi dă două de-astea, l-o opresc. Ce panoramă și o ordinară. Dar stai că data viitoare că mai impune de două de astea l-opresc. Ce să mai opresc, pe mama mea. Hai mă, Dolce, ești nebun la cap. Bă, mă mănâncă urecu. Uite ce din Argentina e mai ieftin. Jur ce din pe Argentina e mai... Ah. Bă, ce trebuie mă mănâncă urechea? Zici că am... Râie în ureche. Am chilifari. Două cărți, două proaste. Lasă, băi, ce din monedele din Botswana. Zine tu, Cedi, zine tu. Zine tu. Era să mă prins puțin că vreau să zic cuvântul ăla cu P, dar nu zic că suntem family friendly, vorbim frumos astăzi. Alexandrule, m-am jucat la Bonanza, m-am mâncat de vreo 30-40 de milioane. Am zis că opresc acum, mai bine nu mai zic absolut nimic. Nu mai am nicio părere. Căbiu nu mă sună. Freacu. Cidule, nu știu ce să zic. Vlad, de ce să fac, tata? Încerc și eu jocurile noi. Să mur eu, sunt băiat corect corespunzător. Bă, ce am, mă, mă mănâncă urechea. Din Croația, pe une, din Croația.
Ia dă-mi așa, bă, 30 de lei. Hai, bă. Lasă, Cedi, e Ice Tea. Și toată lumea știe cum se ce la picior. Cedi, nu mai vorbi, bă, urât, n-au să nu mai vorbești tu, că suntem un live frumos. Ce să facem, șetane, ce să facem? Mai mă lăchește, mai dă bani, mai... N-am ce să-i fac acum, aici nebun la cap. Ai, și dacă făcea bani eram toți fericiți, dar n-a vrut să facă. Da, dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România, chiar dacă ești moldovean, ardelean, suntem ma de România, hai mă! Haidi mă! Haidi! N-ar fi vrut să fie pe capul lui. Ce să fac, bă, Cedi, ce să fac? Du-te la doc sau la aviator. Mama, aviator de ăla n-a jucat nici plătit, să mor dacă te mingi, jur. Mi se pare cel mai ordinar, mizer joc posibil. Zi, bă, Miule, bă, ce a zis pe un locuit în Croația? Localitatea aia cu denumire în România de organ genital masculin. Primește-l, primește-l pe une, pe une, primește-l, Tavi. Primește-l, ia-l așa să se scurgă pe fața ta. La... Bine, nu vreau să mai jur. De ce am închis? Nu vreau să mai jur. Vreau să fiu, na, civilizat. Să vin în țară să fac live de pe malul lacului cu grătar și... Să-ți dau cu ei de câte ori eu te văd de on. E greu, pufarinule, e greu, trebuie să mă găsești așa, într-o zonă zen, trebuie să... Pau, mau... Văd că contul acesta este ghinionist. Poate contul Andrei este mai norocos. Tâgdam tanananam, tâgdam tanananam. Da, ia mai beau câteodată și-o țin câte ce 10 zile. E cam să mor odată și-am să mor. Hai să mergem puțin, 2-3 speciale la D de ăla. De ce scorpioane, de ce? Nu știu, Tavi, nu știu. E ăla cu partea din fața peștelui. E tras pe dreapta. Ce să facem, tată, ce să facem? Apar, apar, dispar, dispar. Jur pe bune, Tavi chiar nu se potolește și mie că îl declanșesc cu încă 10 minute. Tavi, vrei să te mai declanșesc cu 10 minute pe bară? Fii sincer. Vulpea a zis la Arici, du-te în organul meu de aici. Mamă, deci efectiv toată lumea e un trend ăsta acum pe TikTok. Ce a zis Vulpea la Arici în sfârșit? Mamă, te pup, Cătăline, te pup, salutări. Stane, mai merge și pe la jocul ăla ordinar. Ce să facem, scorpione? N-a vrut să dea, încercăm contul numărul 2. Când pierde 2-3 meciuri. Mamă, uite-l cu Cedi, iar vorbe. Bă, nu mai vorbiți, bă. Bă, nu mai fiți, mă, răutăcioși, bă, cu chat-ul. Vorbiți, mă, frumos pe chat-ul ăla. Ce aveți? Aveți satane în voi. Aveți dragi pe voi. Mai calmați-vă, mai potolă-vă. Și voi. Vorbiți și voi, cinstit, comestibil. 100x. Dar n-am niciun, de-asta, niciun simbol. Te pup, Bogdane. Prost, prost, tată, prost, prost, n-a dat absolut nimica. Gaură. Trebuie și domnul Șurpom ce-am făcut.
Nu o să vezi chedia asta, nu o să vezi. Am zis că nu vreau să vorbesc urât. O să vedeți că eu nu vorbesc urât. Așa, 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 nu mai vorbi urât, vorbește frumos. Bă, dar mi-a jucat 30 ăsta X cât să nu-mi joace multe role de Wilduri. Ce ordinar panorama nenorocită. Iată, nu cred că au primit pachet. Mamă, bieștept să... Mamă, bieștept la Zanie. O visez. Uite, le-a dat pachet. Citește mai sus. Ce-a zis Tami? Nu știu, bă, Tami, ce-ai zis. Habar, nu mi-e pare mesajul. Așa, așa. Nu, Tami, nu o să zic treaba asta. Nu o să zic treaba asta, pentru că nu e neapărat să-ți dau, că pot să-ți dau time și așa lejer, normal, înțelegi tu? Că nu mi-e frică de tine sau nu mi-e rușine sau... Lasă, Cedi, lasă, că pigusul ăsta, na. E dus în altă parte. Când făceam eu de-astea, tu nici în clasa întâi nu intrase. Scorpioane, ci că dăduse ceva știri că ăla... Cornel, Costel Cordoneanu, Cornel, ce panorama să știu. Du-te-n... Carasul meu de aici, Alex. Da, bă, da, Tavi, pot să dau și așa prietene ăștia, adică nu mă oprește absolut nimic, crede-mă, nu mi-e rușine de tine, nu mi-e jenă, nu mi-e nimic. Puteam să te ard frumos până acum. Nu știu cât la sută mă crezi. Bă, un 50x. 3 linii, 4... Bă, și ai 5 de milioane! Bună asta, bun, ești nebun la cap! Stai cu minte, stai cu minte, stai puțin, puiule, că schimbăm situația. Bă, ce-a zis Gudu? Mă, viețile mele, ai potoliți-vă cu cearta asta dintre Rapid, Steaua și d-astea. Scorpioane, nu mai da de-astea că îți dau time să mor dacă te mijor. Te pup, Rapidistule, te pup. Bă, viețile mele, potoliți-vă, vă dau time, jur, să mor eu dacă mai aveți probleme și dacă vă mai luați cu de-astea Rapid, Steaua, Dinamo și alte cele, vă dau time, jur. Mamă, Liviule, am înnebunit să mor eu. Eu președinte, te pup, duțule, te pup. Dolce, pe unde ce-a zis Dolce? Dolce, Tavi. Bă, bune. Așa, bă, așa, facem Caterica, dezbate subiecte, bă, nu se ceartă nimeni. Bă, nu, gen, nu vreau să aud astea, să aud jignir cu Steaua, Rapid, Dinamo și alte cele. Eu propun lasagna să fie împărțită cu răspunzător. Bă, dacă ar fi după mine, jur că eu v-aș da la toți. Eu aș împărți lasagna mea cu voi. Să mă rog, dacă vă minjur, chiar aș împărți lasagna cu voi, chiar nu... Chiar aș împărți eu cu voi. Bogdane, nu știu ce să zic, aș mai sta puțin pe la el. Bă, vezi că plata de 60 și ceva, 70 de milioane a fost talent rău de tot.
La Bucovra, bă, zice, am luat panou de bă, popi. Bravo ție, Duțule, felicitări. Mă, dar ce aveți acolo? De la ce v-ați luat? Că nu înțeleg. Eu mă cer cu jocul ăsta, voi vă certați în comentarii. Facem uizuri puține, 200 de lei, 400. Iute, miule, bă, mă plici pe mine în BMW-ul. Visez de mine. Te plimb, ticule, te plimb, te plimb. O să fac și eu ca alți youtuberi. Dacă mă vezi vreodată cu mașina până oraș, ia-mă de mână și zi-mi să te dau o tură, că eu te dau o tură, că na. Asta dacă nu, mersi frumos, tată, mersi frumos, șetan. Asta dacă n-am ceva treabă și nu sunt la contabilitate și ăstea, dă-mi un semn. Ba, acum tot respectul, colo te pup, e Caterinca. Sper să nu înțeleagă omul greșit aici. Așa zic și eu, bă, n-am eu Lamborghini și ăstea, dar... Cu BMW-ul, băi, viețile mele, mă vedeți cu BMW-ul până ora să-mi face semn, că eu vă dau și o tură așa cu BMW-ul, că, na, asta dacă nu sunt cu treabă, dacă... Știi ce zic? Dacă sunt liber și sunt așa, din senin, mă plimb de nebun, să face semn că vă plimb și pe voi. Bă, chiar a fost Caterinca pe faza asta cu... Faceți-mi semn și întrebați-mă să vă plimb și pe voi, că eu vă plimb. Chiar a fost Caterinca. Bogdan, nu știu ce să zic cu 9 to 5-ul ăla. Băi, Duțule, ce panoramă ești. La grădină. Ce grădină, Elvis? Jur că nu-mi dau seama. Sau nu-mi dau seama ce joc. Ia uite, 5 euro poza cu BMW-ul lui Miu. 5 euro ca 5 euro, dar ar merge și 2, 3, 4 euro donații acolo să ne luăm și noi un Rolex. Bă, Dolce, nu știu, tată, nu știu că trebuie să vin să mă văd și cu nașul, să am o grămadă de chestii, dar nu vezi că nu mai îmi permite timpul, deci efectiv mă omoară timpul ăsta, mi-e greu rău de tot. Ce zici acolo, Ionuț? Culcă-te, da, unde e Ionuț că nu-l văd? Sau nu și-a zis Ionuț? Andrei, m-am jucat pe la Gates, frățioare, m-am jucat pe la Gates. Gata, mai au specialul și după aia am fugit de la ordinatura asta de joc. Gata. Mi-a dat 36 de milioane, după aia m-a tocat ca pe proști. 5 euro pe mers cu mașina plus poze cu mine și oace. Bă, dar nu, asta e 10 euro, ce dică, ești nebun la cap? Dacă vor poze cu noi doi, 10 euro direct, să știe, 100%. Așa. Cumpăra lui Colo, bă, când trecea pe ăla. Bă, cum mă, iar el, bă, nu te cred. A plecat acum. Bă, n-a plecat, mă, n-a plecat. Să? Nu e mai de la YouTube. F5. De la YouTube. Uite, mă, că și-a revenit. Da, mă, da, a fost un mic delay de ăla, dar a fost de la YouTube-ai viețile mele. Nu, mă, Elvis, dă-l în sărăcie să-l bată de Wild Yield.
Ah, Nicola, nu știu cum e ăla, frățioare. Roberte, nu e, a fost ceva de la, e de la YouTube, nu e de la absolut nimeni, frățioare. Crede-mă că am netul plătit pe 2 luni în avans. Ah, ce mă coriche. Mersi frumos, Andrei, mersi frumos. Așa. Nu știu pe fără ce vreau să întreb. Îți fac sabie cu Gates. Ce panoramă, ieșuțule. Ce ai, mă, Dolce, ești nebun la cap că și-l bate. Bă, cât, bă? A, 12 milioane, am crezut că sunt 100 de milioane. Biz mode, nu știu să zic cu biz mode ăla. Să știi că biz mode ăla nu zici rău. Chiar nu zici rău absolut și absolut deloc. Beast. Nicolae. Nu știu ce să-i zic, frățioare, nu știu ce să-i zic. E tine, n-am umblat la absolut nimica. Mă, ce dracu mă colichea stâng. Ce din mai fi panoramă? Atât îți zic, nu mai fi panoramă. Bă, nu, pe 4 milioane îmi permit să... să-l iau. Idiospin? Nu, nu, nu. Uite, netul și eruit cu o vecină. Nu, e Claudiu, nu le-a, nu. De când era mic. Păi, duțule, tu încă ești mic, păi. Frățioare. Andrei, stai 2 secunde, să ne ieși cum alea, că la jocul ăsta și după aia mai dăm. Bine, vreau să cumpăr pe la Doghouse și pe la... și după aia să ne mai așcăm niște EGT-uri, ceva forță. Da, dumla, dumla, da, da, dumla, dumla, da, 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 da. 10 pe prima. Dă joc lucit. Uite cum zbor de protirile astea ordinare. Mamă, deiule, ce joc periculos. Te pup, Andrei, dar na, nu prea sunt eu atât de mare fan jocul ăla. Uite, uite, mă duce până la ăstea, la X15, ca să-mi dea 3 rotiri ca la proști. Talentul lui, șmecheria lui de joc ordinar. Altuile joc care mă ține în bani. În banii în asta. Bă, duțule, să știi că aici ai și tu dreptatea ta. Pup-o pe prima. Gâți-mă, aspă prima, n-ai vrut să dai. Valete, aspă 2. N-ai vrut să dai, să pup-o pe prima. Plus spin. Ok, aspă prima. Sau damă. Bă, chiar, aspă prima. Bună și asta. Aspă prima. Mă, dar uite-l cum merge în gol, băi, frate. Mă, zici că l-are pe satana în el. Coane, de zici că l-are pe satana în el, efectiv. N-a vrut să dea un de-asta în plus. Și asta e ghierlă. Du-te, bă, satana, de aici iar ai venit să... să vorbești prostii. Păi vezi, duțule, că acum ești responsabil pe faptele tale. Acum dacă faci vreo prostie, te duci tu la, la Tsuhau. Te duci la pârnaie lejer. Bă, pe 6 lei, lasă-mă în 6 lei. Ce uite, te-a venit mai rău decât babelele de stau la bancă, jur. Jură-mă, te rog. A, nu, dacă vrei să dau time direct. Nu înjur. Am zis clar că nu vreau să înjur. Am zis, dacă vrei pot să dau time, te liniștesc cu un time, ne vedem iar în 10 minute și n-am.
Dar mă prind și de toate cazinourile acum. Că prostii nu fac, sunt copil cu minte. Bravo, Duțule, bravo, felicitări. Dacă nu faci prostii, ești prietenul nostru. Uite, mă, uite, nu putea să-mi pun o câine groază ăsta urât. Păi așa e șetană și ei la toate jocurile, numai să le prind, nu ca altceva. Câine urât? Da, fă, câine urât! Du-te în sărăcie să te bat. Joc panaramist. Să nu-i întreb... Din fapt, mamă, ce de iar vorbești lucruri de-astea. Bine, ce pe celelalte extraterestri altceva. Aia a fost panorama distracția ta, jur. Și când mi-ai trimis în primat poză cu extraterestre aia, cu trei mameloane. Vedeți, mă, mameloane. Prea creier, ce să vă mai zic. Vezi, mă, Dolce, ești nebun la cap, bă, ești... Sunt cu 12 pași înainte. Încă vreau să zic. Da, na, chiar sunt top. Bă, ce de avea Duțu un joc de ăsta nebun rău de tot panaramist? Bă, Cristi n-a văzut-o cu minune. Care-i faza sau cu ce... Foarte bine, Duțule, felicitări. Băi, Pufarinule, o singură dată am prins și eu, bă, full scatere acum, prea curând, nu știu când o-i mai prinde. Da, dum la da, în Made România. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem Made romani. Iali. Ăsta măcar banii înapoi să și facă, dar 6 scatere. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate de joc, dar... 6 scatere vedem în 2 speciale, putem spune. Putem spune că vedem 6 scatere în 2 speciale. Este logic, corect, corespunzător. Bine, am putea să vedem mult mai multe, dar este problema lui, ceea ce nu cred că o să facă prea curând. Ok, 2 cu 2. Bă, vezi că e amuzant, ești nebun la cap. Ce TikTok-uri panaramă faci și tu, Cedi? Să facă, să dreagă, să hamau. Tâgnam, tananam, tâgnam, tâgnananam. Da, ce diți, am dat și inimioară la TikTok-ul ăla. Ha, ha, ja, ja, ja. Dă-mi mor la TikTok, m-am uitat la story. Ordinarule. Poate nu e miza lui. Să mă arunc la o miză de-aia perversă, ordinară, două oblei, nu știu ce să zic. Cât măule, lasă cu provocările cu ole, lasă-ne ușor, lasă, dă-le, Doamne ferestă. Ui!
mă, uite, mă, joacă doar în 3x4. E panorama, joc, e ordinar. Satana nu știu ce să zic cu 15. Uite, iau după ăsta, mai au una pe 6-le și dau pe 15 rotiri și gata. Uite, să nu ziceți voi că sunteți prietenii mei adevărat pe viață și pe moarte. Daniele nu prea mișcară, tata, nu prea mișcară. Uite cum a făcut magie cotețul ăsta cu câinile ăla gras. Dar nu te jignesc pe tine, Cedi. Poate dă și el un 500X. Ce-i viața mea? De la ce te-ai luat? Și câine urât. Câine urât! Câine urât! Cum vine să jur! Aolo, că-i dau un pumn la un câine urât ăsta de face Crăciunul și Paștele în aer. Fugă-mă, fugă-mă, de jeg spurcat. Bă, ce panoramă ordinară! Da, mă, da, câtă măule, mai glumim și noi, tată, nu mai fi... Ce să dea, George, ce să dea, dă speranță, dă... Să nu mai zic, nu mai am nicio părere. Prima profit. Cred că o să fie și ultima. Eu încă mă gândesc la lasagna aia adevărată, corectă, corespunzătoare. Doamne, ce bun o fi lasagna. Când s-a schimbat miza, a venit profit. Era jocul acum moși pe 40 de linii. Mario, la care te referi, frățioră? La care te referi? Mamă. Băi, viețile mele, ce părere aveți de ciorba asta de pui rădăuțeană? Mamă, cum arată ciorba asta de pui rădăuțeană și cu lasagna asta băgată așa la cuptor? Mamă, o nebunesc aici, nebunesc, mă duc în Cehoslovacia pe jos. Fără să mă uit înapoi. Hai mă, pune bă pe rola 2! Rola 2! Nu! 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 Ce-mi vine să-mi jur să mă... Nu înjura, Cristi, nu înjura, că nu jurăm, nu e bine să-mi jurăm. Mă, logă-i, dau un pumn, nu-i place ciorba rădăuțeană la câinele ăsta spurcat. Dă-mă că mai au una pe oblei, că mă ia cap. Să ia foc, să ia foc câinile ăsta, să ia foc, uite așa-i dau foc la câinile ăsta, ia foc. Urlesc. Nu chiar CZVR-ule sau cum te cheamă, nu e chiar același lucru, sunt. Mi se pare că ciorba la grec. Ciorba la grec nu e cu carne de vită. Nu știu ce, dacă era 100 de milioane. Uite acum, de ce nu mai pune 1000 de cotețe pe rola 4? De ce nu mai pune? Că are satane pe el! Are satane pe el! Nu e bricheta ta, ce e bricheta mea asta. Ți-am promis și ți-o brichetă și ți-o dau. Promit că dau brichetă, promit. O am promis la tine, ești nebun la cap. Dar nu e același. A ta e... În cutie? Nu, nu, ți-a sigilat. Hai mă. Hai mă, 2. 2, 2, 2, 2. Ce veceu de joc. A, Cezar. Bine, Cezarică, bine. Mă, iei cu V-ul ăla care e întors, cine te crezi tu, bulgarii?
Știi că te iubești și fratele meu, te ești nebun la cap. Mă, cum arată lasagna asta, mâncava și talentele voastre. Uitați-mă cum arată bijuteria asta de lasagna. Zici că e făcută cu aur. Bă, iubire, dar chiar ai dat și tu de mâncare la câini? Uite, Bacovia. Gen. Ia uite, îmi pune două cotețe pe rola la 3. Mamă, să bag. A, 40 Lucky King. A, nu prea sunt fan ăla Mario, spun la modul sincer. Mamă, uitați-vă platele de 5 lei. Eu zic de oră că sunt rup de foame. Eu care arată poza numai cu lasagna și ciorbă. Uite-mă, joacă dame și pe ultima rolă rotină. Ok, panorama. Zici că e blestemul lui Tavi ăsta. Nu mai vorbi, bă, Tavi, în stilurile astea. Du-te să te duci pe Malachie. Mai dau. M-a prins WC-ul ăsta de joc. M-a prins. Și bunul ăsta și joacă 4. Bă, ăsta chiar ia foc, jur. Să mori. Că-ți așa. Știați viețile mele că de la asta chiar poți să iei foc? Ia vedeți. Ia. Gata, fac. Bă, ia vezi, mă, cam pe rola. Ok. Dar să mai continuă cu cotețe. Du-te, bă, Cedi, lasă-mă cu WC-ul tău de joc. Să mor dacă te mijur. Da, mă, da, ce? Ești nebun la cap, hai că luăm. Te pup, băi, Vasi, ce faci, băi, fratele meu, Vasi? Ia vezi, mă, cam 7 role cu weld-ul pe toate. Uite, asta s-ar putea să facă profit. Bine ar fi, bine dacă ar mai da părul la 3, un well cu 2-3x. Chiar ar fi miștocar șucar. Ce faci, băi, Vasi, care e talentul tău? Dar nu mai dau wizuri de astea puține. Uite ce closet de joc. Ah, nu puteai să dai wizuri. Bine, 18.000 mare. Oase? Ah, nu a vrut oase, da, mi-e nimic pe final. Ce să facem, voi, Vasi? Uite aici, la o joacă, la o caterincă. Tu ce zici că faci? Băi, Vasi, fii atent, uite, am vorbit cu Iacana. Când te-am sunat, atunci erai pe speaker. Să știi că ce am vorbit cu tine s-a auzit pe live. Vezi că o să-ți trimit pachetul, bă, lui Nea Iacana. O să ți-l trimiți ție, să-i dai lui Birică, îi dai gen, e ceva, un tricou, o brichetă, nu mai știu, ceva de genul, îi le dai acolo omului, îi faci un pachet. Bine, vezi că fii atent, mi se pare că tu ai luat rucsac sau nu mai știu ce ai câștigat tu. Uite, se umple iașul zilele astea. Așa mă, bă, Vasi, fii atent. O să ți le trimit ție și vezi că o să-ți fac pungă special pentru Birica, adică în ghiozdanul ăla sau ce ai luat tu, o să spun o pungă pe care ai scriu special pentru Biric și îi pun toate ale lui, să știi, gen că pachetul tău e pachetul tău, pachetul lui Biric e pachetul lui Biric. Te pup, Silviule, te pup, salutări, frățioare! Ce să încinge nenorocirea asta. N-are, mă, cum le ia, mă, hai mă, ceva bun aici. Câine gras, câine gras, câine gras, bă, du-te în sărăcie să te bat.
Bine, 12 milioane sunt 12 milioane. Da, șuțule, le trimit pe fani. Bine, Vasi, bine, să-i dai mesaj, să-i spui treaba asta din partea noastră. Salut, Sorine, salut, salut. Bă, ce potențial frumos avea aia. Că cam așa în jocul tău, Cedi. Uite, îi mai dau... Bă! Bă, ia vezi și... Bă, ia vezi, mă, că și-a revenit Duhaux-ul ăsta în plată. Ah, la naiba! Putea să pună pas pe ultima. Urecheat, urecheat, urecheat! Urecheat, fa maică! Urecheat. Wow, ce divers că guarderul tău nu face niciun ban. Hai, fac pachelul, frate, s-o că el are, ce mă închis? Mamă, Vasi. Mă, Bufarii nu le s-a mișcat semi-decent, gen. Acum, ne. Și doi. Și doi, mă, nenorocitule. Eu de ce din jocul tău e mai mor decât Morgana, jur, să mă reconfir cu tatuajul. Te pup, Vasii, te pup, băi, te pup, somnușor, te pup, fratele meu. Știi că ești fratele meu, Vasii. Ce să-i dau, bă, Cedi? Ce să-i dau șansă? Ce să-i dau șansă? Că i-am dat 1000 de șanse. Ești nenorocit și tu. Ce șanse să-i mai dau? Eu chiar ultima specială pe bune, jur să mor eu. Na, iată, e a treia, patra, cincea oară. Am luat o specială, cred că am luat 5, 6, 7, 8 speciale. Luca, o să mergem mai colo pe la EGT-uri, mai dau, mai încercăm șansa la EGT-uri. Deci dacă nu dă ceva profit acum de minim 6-7 milioane... E 9 to 5 ăla. Mamă, uite, aici era bună chiară. Bă, uite, ăsta s-ar... Ăsta cred că o să dea banii înapoi. Da, dă banii înapoi ăsta. Și i-a dat deja. Și i-a dat, aici suntem profi. Și nu confir cu tatuaj. Stai, Cedi, că în sfârșit face jocul tău profit. Lasă, Cedi, confirmă fata de la Brașov pentru tine. Schizule, să știi că n-am chef să mă enervez cu tine. Pă, te pup, ne auzim pe mâine, baftă. Răzvan, am jucat și Sticky, am jucat și Brain, am jucat pe toate. A, da, 3 milioane.
mi zici, mă, ce vrea ce are asta cu el. Să face bani, mă. Mai sunt bani. Te-ai supărat pe mine? 2000 și o bere la Kaufland. E pe online. Nu e Wings of Fire. Sau? Da, Wings of Fire. Nu e, nu, n-am văzut jocul. Da na 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 na. Am o părere foarte bună, doar că e extrem, extrem de volatil jocul ăla, e cea mai gravă problemă. Eu le reparez time cedi, bă, dacă nici în următoarea nu plătește. Nu, nu, tata, nu. Cedi e prietenul fratele meu, e nebun, explos. Uite că și asta a făcut 100 de lei profit. Mai merge una, mai merge. Te pup, Liviule, te pup, noapte bună, frățioare. Bă, după asta vreau să mă duc să mă joc la, bă, la Zeus vs. Hades. Ultima specială, nu mă interesează ce face ăsta, ultima specială și după aia plec de la el. Uitați-o, guys, pe Freya. Freya și Bava aici. Uitați cât de frumoasă e. Mânca aici gurița ei de câine frumos. E frumoasă, uitați. Aici, mamă, aici unde am eu lupa are o cicatrice la ochi. Are o codiță de-aia, zici că are airline de-ala sau cum se cheamă, codiță de-aia la ochi. Ah, nu e din nou în jură, nu. Nu, tata, nu, mă, ce draci, unde m-am tăiat? Sau ce draci am ieșit pe mine? Cred că m-am tăiat pe mine sau ceva de genul. Poate. Zeus versus Hades. Doar așa să mă motivez să plec mai repede. Nu ce din nu pot să-mi arăți o poză cu ciocanul. Și de data asta chiar, dacă faci lucruri de astea, chiar îți dau time. Păslim. Dă la eyeliner, dă la eyeliner sau cum drea se cheamă. Ok, rola 3, 3X. Zeus vs. Hades, ăsta mi se pare Andrei, na, ai el cel mai șucat în loc, da. Ce să-i faci? Salut, Danger. Nu sunt rău, bă, Cedi, nu sunt rău, doar că na. Keep it out. Tabarles! Luăm ăla, luăm poarder ăla, îl băgăm în debaraj și acolo îl uităm.
oficială la asta și gata. Tangerle, sunt și eu pe aici, ca toți oamenii. Bă, pe prima rolă, 5x, bun. Ce fac sufletul meu? Na. Bine, tu. Încerc să mă cer cu Zeus versus Hades, deci nu, Cedi, deci nu te cred, jur. Că dacă... Să fiu sincer cu tine sau să te mint? Am zis că s-a deșteptat Cedi, dar nu. Mi-a trimis o poză în care să filmă și mi-a arătat cu... Midas nu îmi place, Midas, ăla te pup, romanianul, te pup, salut. Cum ai și la Danie? Nu știu, nu am mâncat. Abia aștept să mă nu mai pot să-mi rup în gură de foame. Uaaa! Mi-a arătat cu Cedi. Guys, ce părere aveți că mi-a trimis Cedi acum filmare în care mi-a arătat cu... Nu mai zi nimic. Ce? Da, am văzut. Bine, Freya mereu are chef de iubire. Freya te moștenește pe tine. Și eu din pe mine. Da, ce mă, viața mea, de ce ai zis? Nu ai văzut că și Odin vine în urmă și da așa de-o toată la tine. Vin fiecare seară, așa, iubește-mi și nu tot. Hai că am luat specială pe pașii pe ei. Nu mai zic nimic, jur. Ce să facem, grasule, ce să facem? Ce faci cu viața? Stau de unde cu ei. Amestim, luxez că mi-e fac ciorbă. Dar nu-i problemă. Mi-am pierdut brățara, bă, la aparat asta. Bravo ție! Ia fi sunt două astea. Te iubește, știi Claudiele că mă iubește. Mamă, dacă n-au... N-are să pună well. Să nu intre... Nu m-am mușcat. De ce? Ce am zis, bă, satan? N-am zis nimica. Lasă-mă pace. Am zis, e punctul cu tot. Nu l-am zis, bă. Du-te, bă, de aici, vere, că n-am zis nimica. Auzi, Andreea, n-a auzit nimic. Deiule! Oh, mai fi nimic. De fapt, norocul i-a venit amândoi. Da, jur, 100%. Bă, 50x am niște lupi și niște ăștia. 15 milioane. Nu că zic, dar vreau să spun. Mamă, nu avem 25. Ce săptoane are ăsta? Păi bine, ia pe ce am aici pe ureche, că mă mănâncă. Mă mănâncă ureche. M-am mușcat ceva, îmi simțat ceva. În interior, uite aici. Da. Ba da, mă. Bă! Absolut nimic. Mă, cine i-a dat mai devreme? Mersi frumos, șatorule, te pup. Oh, m-a făcut una cu scaunul. Bă, n-am văzut, jur, eram cu ureche la investigații. Gramul de tezaur. Mamă, Claudiule. Nu mă lăs, nu-mi trimiteți mie poze și astea, că nu faceți treaba cu mine.
Pe 12, că pe 12 le-am făcut miliardul. Suntem bombardieri mort tot pe gândire, suntem șefii banilor pe România. Facem bani mulți rău de tot. Ce? De ce să scoți ochii cu cotul meu? Na, nu, Cristiane, viața mea aici. Du-te, viața mea, du-te și zic că păi trag multă și dă-ste și haumau. Zi joc. De ce ai zis Tombstone Reap? Zice joc, vrei, hai. Mai am luat sugar azi, sugar, gata, viața. Sugar. Ce-a căzut, aveți sugar 1000. Să nu încercați cumva. Cum era iubire melodie? Nu știu. Să nu încercați. Hai să vă băgați. Da. Hai cu iubire adevărată. Nu te băcedii de aici cu clipul tău, să faci spumele mărilor. Un ciuz, nu știu ce să zic. Mamă, Nutella, ce ai stat aici pe furiș? Nutella, ai stat pe furișando. Hai, mă, murei. Ai, Luciane, te reprofilezi la un pot, ceva, la un subsol. Te gândești dacă chiar merită facultatea aia? Poți să te duci acasă și îi spui că ai intrat în vacanță o lună? Eu știu. Ai? Nu știu. Poți să intri la pușcărie o lună, una, două? Andrei. Faci bine un live pe zi? Ca să fac niște bilete la pariuri cu băieții? Și de ce ești așa demoralizat? Dacă nu vrei, nu faci. Nu, sunt obosit, de iubire. Bine, sufletica mea. Am fost să mă după ananasă. Băi, viețile mele să moară, viața mea, dă-vă mința lorele. Am mâncat jumătate de ananas astăzi. Dar nu știu de ce am avut poftă de ananas în condițiile în care eu nu mănânc. Ca nu mai fi ordinar. Nu mai fi ordinar. De asta nici jocul ăsta nu-mi plătește că ești ordinar. Salut, ZH-ule! Încep jocurile foame acum. Eh, na. Joacă la Corona. O să jucăm, Silvilo, o să jucăm. Ce să facem, Rele? Uite, încercăm niște speciale. Tu ce zici că faci? Am văzut schema cu ananasul, zic eu mai târziu. Bă, Ceri, să te duci în Bosnia.
pus pe canalul nostru, facem nici ce zice nu mă nu. Dacă au mâncat amândoi. Bă, iubire. Ce am zis așa greșit? Păi? A zis pe altul ăla, las pe aia, măs așa. Dacă au mâncat amândoi, dacă au mâncat amândoi. Pă, bune, pă, bune. Andrei, să încercăm și pe ăla, tatăl, încercăm și pe ăla. Te iubire, nu ești cum la... Zodi. Ia uite, peste dietător. Capricor. Tigru, balanță. Deste. Super Bingo Metropolis. Bă, Cristi, mi se pare că avem Jumanji. Da bine, repet, mie mi se pare o porcărie. Dacă am mâncat amândoi Japonia. Mă, dar de ce vă gândiți mai la lucruri perverse? Perversilor. Nu mai fiți perversi. Uite, să zici că sunt lozurile lui mami pe care le-ai dat în Italia. Hai cu perfect, cu mai mult ied. Dă-i mă la WC-ul ăsta, o spui ce... WC-ul? Alo! Mă, tare sunt curios de sugarul mie ăla. Să fim curioși, o să fim foc pe el cum a fost cu Gates. O zi, două, trei, o săptămână și după aia... Pff. Da. Ia-l! Oh. Mbappé, Haaland, ăștia. Ne uităm la... Ronaldo. Mbappé. Te uiți tu zehașule la ce poți, băi, viața mea? Te uiți tu la ce poți, cum poți? Nu mă iau sugar. Pentru că am fost și vorba să mă amint și minte aici. Green, mersi frumos de subscribe. Uite-mă că a dat ăsta, mă, de trigger. Vece de joc. Na, bă. Alo. Alo, Billy. Alo, Billy. Nu e, mă, nu e, jur. Bă, dacă... ți-am spus, dacă aveam un antrenor precum Andrei, știi cum era? Era topul după lume. Dar nu e. Ți-am spus, Andrei, pe lângă toate alea, gen, ce nu-ți plăcea ție de el și ăsta, bă, el ca și antrenorul de sală era top bro de tot, avea ce rezultate am cu mine. Da, nu știu, da, asta. Bă, omul era direct, adică n-avea nicio chestie, știi, adică n-avea toate. Îți dau cuvântă de onoare. Mă jur pe cea mai scump. Ești prost. Ești prost rău de tot. Nu. Ce să fac? Ce te spune? Pe ce îi spune? Ce îi tragi de... Skin-uri de... Ți-a dat fizi? Ia vezi că iar mi-a dat de-astea. Plus 5. Ia vezi, mă. A început să ploie cu luni. Nu-i de-l puțeam, băi, nu poți să-mi împarte ecranul în 8? Te pup, salut, ți-am bun. Vezi că poți să-l împart în mai multe. Mama, era pe cruci. Și poți să-l... Vezi că poți să-l împart în 4 ori 4, 16. Te pup, ți-am băi, 16. Am început să apară cu servere de compu de la noastră în casă. Mai ceva ca la tine. Noi mereu cumpărăm. Bă, dar nu prea mănânc eu, gen. Tu. Dar pot să mă muști. Aaaa! Mamă, și mie mi-e foame. Dacă recuperez live-ul acum, termină ăsta și după aia direct dau retragere. Bine, retragere, mă retrag eu, dăm live.
trebuie băi, băi, hai. Nice try, ți-am băi, nice try. Te pup, salut, ți-am băi. Dar la bedele alea cum ai încearcă. No! Bedele cum ai încearcă. Bă, jur, mi se pare foarte adictat jocul ăsta. Da. Radule nu știu să zic cu rolul ăla. Dar cineva ar fi atunciat în care exact cum o zic mai mult la el. Știu. Guys, nu uitați cei care sunteți noi pe aici, dacă vreți să vă jucați din afara României, Casino Fai, găsiți o grămadă de bonusuri cu sau fără depunere, le găsiți aici pe Casino Fai. Nu mai stau, mă duc să mănânc, că nu mai pot, mă, sunt cop de foame. Și eu n-am găsit degeaba. Da, cei care vreți să vă jucați la aparatele din România, vă lasă fratele vostru link aici și aici. Și vedeți, găsiți o grămadă de sute de rotiri gratuite, dintre care la cazinoul la care m-am jucat acum, vedeți că aveți 400 de rotiri, 444 de rotiri gratuite fără depunere la Shiny Crown. Dar vedeți că aveți cod promo 444 Crown. Gen 444 Crown. Guys, vă pup pe fratele vostru, vă doresc o seară minunată și ne auzim pe mâine. Vedeți că mâine pe zi poate, a zis Andreea că facem mâine un live pe zi și să facem niște bilete. O să ascult și o să vedem ce predicții dă jurnalistul acela și ne auzim pe live-ul de mâine. Vă pup pe fratele vostru, seară plăcută și ne auzim mâine. Iha! Hăi ha, hăi ha! Iute, în vere... Mai una,